tuturor bărbaților pentru că am fost pe serverul FPlayT, cum s-ar spune, unde am încercat să dăm de tata, dator nu am reușit să dăm de tata, de asta pornim și de la aeroport. Pe lângă treaba asta, bărbaților, astăzi v-am promis că o să ne venim cu Bianca, o să încercăm să dăm de Luci și de Gina, să vedem care e faza. Din câte am auzit, și că Gina s-ar fi mutat pe... nu vreau să dau nume de server, dar o să dau pentru că e o ce până la urmă, deci pe haze, din câte am auzit că s-a mutat. Dar acum nu știu dacă chiar e așa, cum zice Bianca. Om trăi și om vedea, vorba aia chat, vorba aia. Bun. Nu mai apăsați pe butonul de like, vă rog, pentru că începe să se împută treaba aici în costumul ăsta de unicorn. Încep să transpir foarte tare și simt că o iau razna dacă mă mai îmbrac o dată în costumul de unicorn. Dacă mai facem 1400 like-uri pe live, atenție, pe live. Dacă am închis live-ul și nu s-au făcut 1400 și se fac după 1400, pică. Bun. Deci, da, bărbaților, mai greu cu like-ul ăla, v-aș recomanda să nu mai apăsați pe butonașul like acest minunat live. Dacă vreți, puteți să vă abonați, puteți să un 10 lei pe acolo, dar nu. Să dați like-uri, nu. Vă rog frumos. Aveți milă de mine, ok, chat? Aveți milă de mine. Aveți milă de mine, vă rog eu frumos. Aveți milă de mine. Eu am avut milă de voi. Voi aveți milă de mine? Normal că nu aveți milă de mine. Așa, hai să deschidem chat-ul. Salut, unicornule. Oh my god, eu deja încep să... Oh my god, deja încep să am porecle cu unicornul. Zevere cornu, bă. Nu avem milă. Oh, da, vă iubesc chat. Așa, îmi place că nu aveți milă. Luca, salut Luca, Enzo și el acolo prezent, Buzato Mario, salut Andrei din Ban, salut Andrei din Ban, salutare unicorn. Cred că e o rază așa. Salut iubitule, salut Paul YouTube, Fabian, parcă te-ai cerat cu unul și nu aveai numele cu albastru. Ce? Ce-a făcut? Antonie Ioana, bună Antonie Ioana, bună, o Antonica, bă. S-au pus noile alerte la donații? Da, s-au pus noile alerte la donații. Aoleu, ba nu, stai așa. Ele sunt făcute, dar nu sunt puse. Trebuie să le pun astăzi. Stai să vorbesc cu Alex, că mi-a adus aminte. Alex, suțule! Ia, uite mă, da mă. Ăsta-i noua alertă, n-am voie să o arăt. Gata, o vedem în seara asta. Deci deocamdată doar la 1, la 5, la membru și la abonați. Deci deocamdată astea sunt alertele. Și celelalte sunt, da, pot, dacă vreți să le bag acum aia la 10 euro. Bună Piton, bună Niki, bună și ție, I am no name, salut, I am no name, David Orc, salut, Yannis Boss, care obicei prezent acolo, Big Queen, bună Big Queen-ule, Niki, bună Niki, te pământ și pe tine, Ninja Jack, care obicei prezent acolo, Andreas, salut o zi, salut Andreas, Karma Zevere, salut Karma Zevere, Draxuțul îți mănâncă fundul, ce? Bă, ce mă? Băi. Căbătarul 69 și el acolo prezent, Emilian Chihaia, salut! Iani și el acolo prezent, Anastasia. Anastasia, bă! Ce mai faci, mă, Anastasia, om? Salut, brădere! Hai cu live-ul și roleplay-ul ăla Blanao! Te pupăm, Adriane, te pupăm! Aia zic, roleplay-ul ăla Blanao, bro! Roleplay-ul ăla Blanao! Exact, asta vreau să aud! De la foarte bine în sus. Salut unicorn zăbălos. Sunt un unicorn zăbălos, chat. Sunt un unicorn zăbălos. Oh, da. Da, bă, da. Ce mai faci, Uzi? Te pup, Antonica, te pup. Da, băi, Anastasia, ia zi, ce se mai aude de mașină, de alea? Ai pus și tu mâna pe mașină? N-ai pus mâna pe mașină? Salut, best YouTuber. Oh, salut, Caso. Oh, best YouTuber. Oh, măi, cu dalea, nebunule. Dacă vrei, te pot simpatiza și eu. Bă, stai așa, e live aici, suntem pe live. Uite, mi-a zis Alex că nu a fost acasă. Ok, stai liniștit. Deci Alexuțu nu a fost acasă ca să îmi continue și donațiile la 15 euro, 20, 25, 30 și tot așa. Abia aștepta alertele alea. Deci bă, să fie atât de caterincă. Oare să-mi pun crucea familiei Corleone, chat? Dar nu cred că încape, că am și gluga asta, am și căștile pe sub, deci nu, clar nu încape. Clar nu încape, e prea mare capul meu și nu încape. Adică, uitați-vă cât a capul de mare l-am, da? Bă, am un rechiușe, what? Ce-s astea? Am un rechiușe, bă, ce tare! Și am,
am coada asta, am părul ăsta, un cavaș gura voastră, așa păr, știți unde, ce? Da, Tendoaie Dumitru, salut Tendoaie Dumitru, Costea Bulgari, salut Costea Bulgari. Ce? Ce? Bă, ce am făcut? Ce am făcut? Ce? Ce? Care cap? Ești ok? Zice Julie. Da, Julie. Da, Julie. 13 ani. Te pupăm. Te pupăm. Mi intră părul în ochi. Salut King Iulian. Salut. Salut Uzi. Salut Operflex și el acolo prezent. Bă, mă supăr pe tine. Dacă nu mă salut, salut Nato Zevere. Salut, iubitule. De ce mi se duce gâtleaja? Nu știu. Ralu Zevere. Bună, Ralu Zevere. Tobi și el acolo prezent. Beinuri. Salut, Beinurule. Simon Sandu. Salut, Beto. De când sunt abonat, zi-mi, te rog din suflet. Este taxă de 10 lei. Taxa este de 10 lei dacă vrei să îți spun de cât timp ești abonat, iubitule. Ești abonat, iubitu. Iubitu, bă, iubitu. Așa. A donat, este, băi. Ori pușca banii, ce m-am speriat. Raul vine cu 5 lei prin Super Chat. Te pomăm, Raul SZ, cu 5 lei prin Super Chat. Mulțumim acolo frumos de 5 lei uți prin Super Chat. Ia uite, ia uite cum pică banii. Pică banii, bă. Arunca Raul cu banul gros. Te pămăm, Raulica, mulțumim frumos. Ce mișto sunt noile alerte chat. Mie îmi place că e pe tot ecranul și nu mai e undeva micuț acolo unde era el înainte. Știți că era o chestie micuță, micuță, micuță și doar sunetul se auzea. Acum se aude și sunetul și BOOM! Explodează pe tot ecranul. Exact. Deci aici, adică o să vadă toată lumea. O să vadă toată lumea cât donezi și ce donezi și ce prostii spui acolo încercând să... da, Julie, văd că iar s-a luat de mine, Julieta. S-a luat Julieta de mine. Că nu-mi place să mi se zică așa, plus că așa începe și chatul să-mi zică. Ok, scuze, Julie, nu-ți mai zic așa. Gata, cea, noi mai zicem Julie, 13 ani. Îi zicem Julie, Julie Campioana. Așa îi zicem de acum încolo, Julie Campioana. De ce e Campioana? Pentru că, nu știu, Julie Campioana, chat, Julie Campioana. Salut Dani Ioniță, te pupăm. Salut Robi Hacker, salut și ție Ionică și el acolo prezent. Tibi, salut Tibi, salut. Am făcut 5 ligane? V-am zis să nu apăsați pe butonul like așa repede, chat, că la 1400 nu vreau să mai... Nu aveți milă de mine, mâncava-și gura voastră, nu vă... Bă, de nu v-aș bate... De nu v-aș bate cu ăsta. Haide cu los, azi aflam casa. E, așa îmi place Uzi 21. Așa donații să tot am. Vine Uzi 21 cu 10 lei prin Super Chat. Haide cu losul, azi aflăm casa. Așa donații să tot am. Te pupăm, Uzi 21. Te pupăm. Ah, ce-mi place când curg banii așa pe mine. Bă, stai o leac. Vă pleznesc cu ăsta. Cum se cheamă chat ăsta că am uitat? Cu ăsta gen, cu cornul. Cu cornul, vă pleznesc cu cornul dacă apăsați pe butonul și like. Nu vreau să facem 1400. Ajunge 1000 chat, ajunge 1000. Vrem costum de veveriță. Vreți să-mi vedeți coada stufoasă? Bună, Alexia Câiniare! Bună, Silvia! Bună, Uzi! Bună, Silvia! De bun și pe tine! Zero! Salut, Zero! Mi se duce vocea. Salut, Raluca Zevere! Bună, te bun! Zici că este P? Puncte, puncte? Ionică! Adică, cornul meu zici că este P. Ce e P? Pește? Paște? Știu, arată a un... ce? Stai, mă, ce? Mă, despre ce vorbim aici? Da! Dăm drumul la Roll Play, bărbaților, dăm și noi drumul la Roll Play. Poate reușim astăzi să aflăm, adică nu că aflăm, că mi-a promis Zain astăzi că o să-mi arate unde este casa zăbăloșilor, da? Deci a promis Zain, dacă nu ne arată, o să scriem în chat L Zain, L Zain. Și Zain niciodată n-a primit un L din partea noastră, așa că ar fi urât să scriem L Zain dacă nu se ține de cuvânt. Ai auzit, Zainule, dacă ești pe live... Alo? 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 Da, mă auzi? Ți-a schimbat vocea? Nu știu, tu ce zici? Bă, de ce vorbește Bianca diferit? Bianca? Mama, da, eu. Mi s-a părut că vorbești diferit, cred că nu te-am mai auzit eu de mult. Ce fa, Bianco? Ce faci, făfatu? Păi ce să fac, te așteptam să mai vii și tu pe acasă pe aici. Gata, ți-a revenit vocea, aia pițigă, așa. Vrei să vorbesc așa? Nu, 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 nu. Bine, bine, bine. Da, hai că te aștept la 8.59. Păi acolo unde avem noi casă, nu?
Bine, bine. O, oh, la 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 la. Hai, ne auzim. Bine, hai, te pup. Pa. Pa, pa. Zici că e Gina? Zici că e Gina la microfon? La microfon? Chiar zici că avea o leacă vocea, sincer. Oh, ușor, nebună. Bun, haideți să mergem. Bă, dar nu înțeleg de ce nu mi-apare mie radarul chat. S-a băgat un fel de mini-update aseară pe server. Da, nu merge radarul. Oh my god, eu trebuie să mă chinui eu după simțul umorului. Nu umorului, simțul coordonării sau cum se cheamă. Mă rog, trebuie să o iau eu. Deci 8.59, aici e 8.59. Dar mult succes să... La casa noastră veche, chat. Aici e 8.59. La casa noastră veche. Înțelegeți? Acolo este casa noastră veche. Lașul de ceva râ. Dar... O, oh, finule! Bă, tată, mă duc acasă, mă așteaptă femeia. A, pă, eu, uite-te și tu, eu trebuie să las femeia să se ducă la mumă sa. Uite și tu, mi-l luă pe stropinel. Pleacă... Stropinel, bro! Da, da. Dacă stropinel. Așa s-a făcut în capul meu un vot din ăla, un... Stropinielul! Da. Și eu trebuie să-mi vădați copilul. E mare, frumos. Eu am văzut două poze cu ei, cu gemenii mei frumoși. Te pup, Zandi, mersi frumos de subscribe. Așa. De la spate i-am văzut. Bă, frumos rău de tot, îți vine să-i pup. Iaoleu, abia aștept să-i văd. Pupa iar tata. Bă, sper că nu ești în ăla... Ce? Medo. Bă, prostule, la ce te gândești, bă, sunt tată, bă? Mâncați-și gura ta. Eu știu, păi, dar uite și eu sunt tată, uite că eu... Dar ce crezi, că toată lumea e ca Sergiu? Scuze, am glumit. Bă, să nu-i zici asta, să nu fii terminat. Nu, să nu-i zici asta, că mă omoară la gaură. Deci, dacă întreabă cineva, e vina ta. Da, e vina mea. Da. Deci, până la urmă, a fost alarmă falsă, nu? Atunci. A, cu ce? Cu Sergiu? Da, cu medofilul. Alarmă falsă. Deci nu, e tot în regulă, nu? Da. Păi m-am și speriat. Ia, stai că mă și sună, fii atent. Olu, am fugit. Așa. Ai primit voucherul de la Kaplan, că eu nu și am vorbit cu un băiat și el l-a primit. Aparent, Bianca ieri am primit un e-mail. Deci pot să mă duc la Kaufland să-mi cumpăr ce vreau eu. Cam târziu, ce-i drept, dar o să-l primești și tu pe e-mail. Asigură-te că ai dat e-mailul corect. O să vorbesc eu cu Andrei, România, dacă vrei. Ok, ia iure rău de tot că nu am și o radar și nu mă pot încadra bine. Mamă, deci astăzi pe live, pe lângă că avem ședința de sindicat din capitolul 2, capitolul 9, O să fie nebun. Aha. Sony a zis că a băgat update de optimizări la server. E, un mic frame drop. Ne imaginăm că nu a existat acel frame drop. Adică, bro, până la urmă, e vorba doar de un frame drop. Dacă erau mai multe, ziceam. Adică dacă mi s-ar fi blocat jocul aici, poate că aș fi fost supărat. Dar nu, e ok. Chiar se mișcă bine, super. Chiar se mișcă super bine. Adică gândiți-vă că a dezactivat. Radarul a dezactivat. Ah, stați. Ah, acolo, mai sus. Și voi vă scărpinați pe scaun când vă mănâncă ceva? Parcă e mai bine când te scărpină cineva pe spate, nu? Da, de acord. Eu uite, bă, au venit ăștia cu fac eu. Am greșit drumul. Unde e Mercedesul? Păi astăzi trebuie să mi-l dea Zain în garaj, chat, că mi-a promis că mi-l dă în garaj. Aici dreapta oare? Nu, tot în față și facem dreapta la prima, a doua, a treia, a patra. Ok. Unde e mapa? Da, mi-a dispărut mapa, pentru că nu știu de ce, doamne, mi-a dispărut mapa, dar da. Trebuie să se lucreze la server destul de bine. Prima, a doua, a treia, a patra. Pe aici, nu pe aici, următoarea, aici. Hai odată la Bianca, nu mai am răbdare, bro, și eu nu mai am răbdare. Vreau să văd neapărat pe Bianca și vreau să văd și Gemini. Vreau să văd Gemini, bro, sunt curios cum arată Gemini. Olă, doamne, avem copii mulți. Băi, deci eu trebuie neapărat să-mi iau o dubă de 6 persoane sau să caut pe un site din ăsta de vehicule. Deci eu dacă nu am o dubă de 6 persoane, nu fac nimic, chat. Am nevoie de o dubă de 6 persoane. Ba, am emoții? Și am emoții, chat. Și am emoții în capa și gura voastră. Oh my god. Vreau să văd pe Bianca cum arată. Deși am văzut-o astăzi, am primit o leacă de spoiler.
Uite, stă cu spatele la noi, ne arată fundul. Funduleanu. Bă, ne arată fundul, poponeața, bă. Așa. Pe live-ul de azi n-o să zic absolut nimic legat de like-uri, să știți. Ce faci? Ce faci, mă, fato, mă? Aolo. Aolo, te-ai schimbat. Te-a de mine. De ce, ești de ce ești așa, arăți așa bine? Nu, nu, am zis că arăți super bine. De unde mâncam mai gura? Mai grasă? Să moară, băiții mei, el e 20/60. Nu, arăți super bine, arăți super bine. Vino în coază să te iau în brațe. Opa, ce-i ăsta? Nu, 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 nu-i da, nu-i da, nu-i da, nu-i da, nu-i da, nu-i da. Nu dau, nu dau, nu dau. Păi ce-am dat chat acolo? Da. Ia, vino să te iau în brațe. Aolo, aolo, ce dor mi-a fost de tine. Unde sunt copiii? Vreau să-i văd, gata. Hai să vedem copiii. La creșă. Opa. Adică nu neapărat la creșă. La un program special. Ți-ai zis că le-a dat creș? Nu, sunt la creșă. Adică la un program special scuze, pentru scuze, îngeraș, scuze, îngeraș, scuze. Scuze, scuze, scuze. Da, da, da. Da, sunt la creșă, creșă, creșă. Asta am zis și eu, asta am zis și eu. Da, sunt la creșă, da, copii. La un program special pentru că am și eu treaba și tu treaba și ne aveam cu cine. Da, da, la creșă, la creșă. La cineva de acolo să stea cu la creșă, cea, la creșă. Nu, 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 sunt la creșă, copii. Dar ești nerăbdător să-i vezi, a? Știi că nu te-am mai văzut de... Adică nici măcar nu cred că te știu. Ba da, ba realizez, da, ba da. Realizez chestia asta că nu te știu. Cum adică nu mă știu? Numai prin poze. Păi numai prin poze. Cum o fată numai prin poze? Acum 3 ani am și păi, gemen... pușcărie. Păi da, stai așa. Păi, ei nu te știu. Cum nu mă știu? Nu te știu dacă nu te-au văzut. A, stai, teoretic da, chiar nu m-au văzut. Păi vezi? Numai prin poze, atâta. Numai prin poze. Nici pozele. Da. Unde, unde, unde sunt? La creșă? La grădi? Da. Creșă. Păi și unde, unde? Nu-i, nu-i luăm? Nu? Păi dacă îți place casa, păi da, auzi, ia fii atentă, că noi încă de când, de ăștia 3 ani tot avem casa în construct. Păi stai puțin până la înapoi. Sui, sus să zic. Aș veni în casă, dar nu am fii o atentă. Bine puși. Deci, noi nici măcar nu ne permitem să avem, cum se cheamă? Noi avem, cred că, 3 camere avem, 3 camere efectiv. Ba nu, păi, una, fetele, două, ba da, trei camere. Băi, fată, nu că fetele și cu băieții. Noi, nu ne permite și noi o casă de la, de 3 ani nu ne permite și noi o casă. Păi, dacă n-am găsit casa perfectă. Ah, casa perfectă. Ce vrei să facem acum? Căutăm în continuare, nu-i problemă. Păi căutăm în continuare. O să iau legătura oricum și cu Zain. Și vedem atunci. Păi, da. Timp e destul. Ce să faci? Restul? E destul timp. Deci nu e problemă. Când mergem să luăm copiii, ca să știu? Aolo, că astăzi trebuie... Nu. Bă, da, vezi că arăt super bine la față și la top. Parcă, bă, nu mai e Bianca, cea, nu mai da, e Bianca. Păi, ia, fă-mi o piruetă, fă-mi o piruetă, fă-mi o piruetă. O piruetă? Da, da. Oh, te-ai făcut mamă de 4. Auzi, știi alea cu hat... Hat Mimi? Știi ce zic? Acum ești o mamă de 40 de ani. Ești o mamă de 40 de ani acum. Am așa ceva. Da, 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 stai liniștit-o, eu am ieșit la pensie. Eu am 65. Da, păi na, dacă te-ai pus cu cineva mai tânăr decât cine, ce vrei să-ți spun? Mi-a plăcut mărul crud. Păi ce, mă? Știu asta. Ce? Tu când aveai 20 de ani, eu nu știu cât, nu? Ai 40. Măr la nu. Da, deci pe la cât luăm copiii? Că vezi că azi trebuie să mă duc și cu... Nu știu dacă putem să luăm astăzi, vedem. Păi nu, azi, trebuie să iau legătura și cu, vreau să, n-am mai auzit nimic de Luci, n-am mai auzit nimic de, de Gina, ai mai auzit ceva de Gina? Nu, dar de Luci am auzit. Vreau să îi văd neapărat cear, vreau să îi văd neapărat, mâncava-și gura voastră. De Luci am auzit ceva. Deci neapărat trebuie să dăm de ei, ai înțeles?
Luci nu mai e Hitman. Nu mai sta acolo, păi de mult nu mai sta acolo la Hitman. Și doamne iartă-mă. 910. Păi au trecut 3 ani, s-a mutat de mult. Dar tu știi noile știri, mă? Ce? Ghiși cine a ieșit din spital, din medici. Cine crezi că a ieșit? Cine? DKP. Păi ce face acum? Nu mai muncește, e șomer. Nu e șomer, fato, are un cabinet de detectiv la primar. Du-te, la primar acolo și-a luat și-a închiriat un birou cum îți închiriezi la apartament, știi? Mm. Bă, un birou mic. Mic, abia dacă încapi sub el. Tu, ăsta, scuze, nu știu de ce m-am gândit la asta, dar mă rog. Abia dacă, știi? Deci e prost rău de tot biroul ăla. N-ai cum, n-ai ce să faci, n-ai. N-am ce să fac. Crede-o. E mic spațiu, e, nu știu, eu înțeleg de ce și-a dat demisia din medici. Cred că nu se mai plătea bine, mă rog, nu știu. Bă, tot s-a schimbat în ăștia 3 ani, tot. Deci, efectiv, tot s-a schimbat. Zain, păi, nu mai arată la fel Zain. Că... Păi mă, băi, nu mai arată la fel Zain. Păi e și normal că dacă ai plecat 3 ani, totul se schimbă. Adică nu stă timpul în loc până ce vii tu înapoi. Păi fă, fatu, n-am plecat 3 ani, ești proastă la cap. Acum 3 ani am spart, m-au venit băieții. Eu n-am stat mai mult de 2-3 zile, n-am stat în pușcărie, că au venit Venezuela să mă ia pe sus. Ia să-i să văd ce face Zain. Aha, e Zain, e aici. Luci Hitman... Din Hitman ai mai auzit ceva de el? Luci? Păi nu mai e Hitman, ai auzit? Stai, ba nu, ba da, nu? Nu mai ba, dar chiar să el nu mai e în Hitman! Nu mai e. Bă, nu i-a mai e! I-a dat Ronnie out. Ronnie? I-a dat Ronnie out. Da. Bă! Păi dar nu mai e, bă! Stai alea, că Ronnie era ăla de cântat. Da. Bă, câte s-au schimbat. Mamă, vine să plâng, Bianco. Ce naiba s-au schimbat atâtea? Ce să faci? Păi ce să faci, nu vezi? Bă, mâncați-și gura ta. O grămadă s-au schimbat. Și trebuie să mă și... Sper că n-avem un safir. Trebuie să mă și pregătesc. E prima oară când mergem la asta și avem losul, avem tot. Dar sincer aș rata, aș da skip la ședință. Că vreau să mă acces să caut aia, mă. Să caut baza de la... cum se cheamă? De la? Los. De la los. Vreau să caut baza de la los. Înțelegi? Eu înțeleg chestia asta, dar... Ia, hai, suie sus, că nu te las aici la casă, dacă e, mergi și tu cu mine. Pateu de Târgoviște, regele HD! Te pupăm, HD-ule, te pupăm! Te pop! Stai așa să întorc aici. Mergem după copii, mai târziu, da? Deci fii atentă, eu vreau neapărat să văd copilașii! Mergem după copii, luăm de la creșă, vreau și să văd cum arată. Auzi? Le-ai auzit? Da, tu le-ai auzit vocea, nu? Eu da. Eu vreau să văd. Eu vreau să văd, vreau să-i aud. Dar vreau să aud pe fată. Cine-i fata? Ah, dar n-am voie să știu. Încă. Dar nu-i corect, nu suport. Nu suport niciodată, n-am suportat să știu că mi se face o surpriză. Mai bine, surpriza, nu-mi zici nimic, știi? Decât păi, să... Păi nu zic nimic, tu te gândești, că eu n-am zis nimic până acum. Oh, vreau să văd cine sunt personajele, gen caracterul în sine. Of. Ce mă enervează chat. Bă, da mă sună ăștia ca disperații. Alo, ce faci, bă? Handicapatule, disperatule. Ce vrei? Mă, te-am sunat doar de 3 ori, nu e așa mult. Da, nu e mult. Dacă vezi că nu răspund odată, nu mă mai sun de 1000 de ori. Zi-a pe caule, repede, zi. Păi ia zi. Păi te-am sunat că e urgent, nu trebuie să mergem la ședință. Nu știu dacă o să merg la ședință astăzi, că eu mă acces și eu pe copii, mă acces pe alea, am o grămadă de treabă, eu nu vreau să mănânce ședința. Și pe cine trimis? O, fira! Ne vedem la 21.00, la 20.50, fix la era să zic la noua noastră bază, dar nu avem încă noua noastră bază, că nu știu unde e. Mergem tot la 844, ai auzit? Da mă, și... Ne vedem acolo, te pup. Așa mă, fată. M-a sunat stropeală. Nu știu ce tot... cred că... să ne arate și nouă casa mafiei al lui.
Și că e mișto rău de tot, dar acum nu știu ce să zic. Bre, nașule, ce faci? Te bub, mai auzi stropeală. Alo? Ce mă, iar s-a bubuit telefonul? Alo? Ce faci, bă, nașule? Mă auzi? Bun. Cred că mi s-a muguit hau-au. Băi, ia dacă tot am timp acum astea 2, 3, 5 minute până mă duc după să iau copiii de la creșă, mi-ară și mie noua alocație. Da, mă, da, hai, da, vin să te iau. Păi, da, nu știu, zi-mi tu unde e, zi-mi tu unde e. La 911, la vinărie. A, deci știam eu ceva, știam eu ceva. De unde? A, nimic, 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 hai, te pup, ne auzim acolo. Băi, tu știi că... Aaa, ia stai o leacă. Tu știi cine e în familie cu stropeală? La stropeală acolo? Fitu. Da, tu ai văzut ce s-a îngroșat vocea lui Fitu? Eu vreau să o aud pe Elisa. Mamă, Cean, vreau să o aud pe Elisa. Bro, vreau să o aud pe Elisa, bro. Vreau să o aud pe Elisa. Chat. Deci dacă nu aud pe Elisa, mă supăr rău de tot. Întreabă de Luci Scâr. Deci dacă nu aud pe Elisa, mă supăr rău de tot azi. Deci nu. Olo, ușor. Trebuie să vedem ce face și Luci. Poate. How? Ce zic? Microfonul? Pe cine? Am zis Bia. Am zis Bia. Poate dau și de, poate dau și de tine, Bia. Păi, de mine ai dat. Păi nu, când dau de tine. Nu. Când dau de tine, gen, măi. Când dau, băi, ascultă-mă. Bă, lasă-mă, că eu m-am obișnuit cu tine, nu trebuie să te mai ascult. Bă, ascultă-mă. Cum adică te-ai obișnuit din mine? Cu mine. Ce ai? Tu ești tâmpită la cap. Bă, nu mai minți, te rog eu că te... Nu-i frumos, te aud în Dumnezeu. E, nu-i... Băi, păi nu-i frumos. Stai mă că n-am luat, abadabadab, n-am luat tot bine. Dacă te-am auzit. Doamne, fița în micro. Ah, ce-mi place. Bă, măcar privește partea bună, n-au mai fost frame how d-alea. Oh my god, uite vechea casa lui Luci. Mă întreb ce o mai face, cum o mai duce Luci. N-am mai auzit nimic de ea, de 3 ani n-am mai auzit nimic de ea. Vreau neapărat să văd ce face. Uf, ce mă enervează harta asta. Eu știu ce face. Tu ai harta? Da, o am. Cum naiba o ai tu, că mi s-a dus de tot, nu mai merge nimic. Doamne, ce mă enervează. Te pup, David Alin, te pup. Hai că mergem acum să vedem noua locație, după care trebuie să mă acces pe astea. Trebuie să vorbesc și cu Zeina, că mi-a promis Zeinicu că mi-arată casa nouă. Mi-a promis, bine zis, mi-a promis. Te pupă, Dodo, ai pierdut ceva, dar nu mult, stai liniștit. Orice ar fi, nu apăsa pe butonașul like pentru că nu vreau să facem 1400 de like-uri azi. După ce se închide live-ul, putem să facem 1400, da? Cât timp suntem live, nu mai vreau să facem 1400, că nu mai vreau să... Mi s-a luat! E prea cald, mor în unicorn. Oh, Bianca, ai auzit ceva? Eu nu, ignor. N-aud. Așa, ignoră. Asta-i locația? O, prea clasic. Clasic. Nu putea să vină și el cu ceva nou? Cine știe, eu puteam să vin. Brr, no, normal, toată lumea a putut să vină cu ceva nou. Dar aparent stropii... Bă, prea clasic, bro. Cine? E mai de modă veche. E de mai de modă veche, dar e prea clasic casa asta. Adică, pe bune. E atât de veche. Da. Și atât de explorată. Atât de explorată încât cred că am căutat toată vița de vie după codurile lui tata de acum. Bună seara, bună seara. Băi, stropeală. Cât altă casă mai clasică decât asta nu ai fi găsit? Bă, păi dar tu nu știi esența, știi care e? E prea esența. Clasică, prea esența. Lame, bro. Bă, știi care e treaba? Mult prea aici lame. E vin. Vin. Aia contează, vinul. Păi bă, puteai să găsești una mai mișto cu alt de-asta, construcție în interior, dacă știi ce zic. Păi am vinul încoa, hai de-a să-ți arăt să vezi, am și casinul sus. Ce mă, s-a îngrășat Bianca? Bă, nu trebuie... Bă, pro... Bă... Dacă mai spui o singură dată că m-am îngrășat, vezi că te îngrași eu pe tine.
Aoleu, da, hai că vezi că poate vrei să-ți dau grăsime disea, grăsime. Mamă. Grăsime. Grăsime de la mine. Gelule, de-abia ce ieși de la pârnaie, tat. Ce mai vrea încă 5 ani. Mai vrei să mai intri cu o dată? Nu, 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 că nu sunt ca Sergiu. Mârlanule! Băi, nu da mai da, filial nebii să fii, dă-te încolo de aici. Dar capul de râs. Hai bă, că durerea nu doare. Adevărul nu doare. Dar glumele tale proaste. Iar două Sergiu, mai glumim, mai râdem și noi. Da, 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 mai glumim, bă, la servare cu gagica mea. Oh my god, cu femeia mea. Bă, fii atent că, bine că veniși. Da. Că aici vreau să ajung, în dormitor vreau să ajung cu tine. Și știi de ce cauză vreau să ajung cu tine în dormitor? Auzi? Aseară pe la 1 și ceva noaptea eram și eu cu cineva aici și am pat, îmi făceam siesta. Așa. Așa. Și băiețul tăi de la tine din Venezuela mă trezesc 5-6 că intră pe ușă direct și m-au prins în chiloța aceea. O intrare FBI-ul peste tine, bă. Da, da, da. Dar după aia astea se vede ce au făcut. S-au dezbrăcat și ei chiloți și au zis, hai, dar te ajută. Aoleu. Să facă galerie. Doamne, doamne, galerie. Da, măi, stropeală, ce tur să ne faci, că noi deja știm casa pe de rost. Ce să zic? Bă, mișto casa, adică privelicea asta e singura mișto, dar da. Și mai am bine. Și caz din nou. Trebuie să plecăm acum, trebuie să luăm. Bă, vezi că trebuie să mergem la ședință, bă, omule. Lasă ședința, omule, vă duceți. Sclavii merg la ședință, boșii merg la creșă să-și ia copiii. Aoleu, doamne. Trebuie să-mi iau copilul, copiii, nu, scuze, Gemini. Nu luăm niciun copil astăzi. Gemini, cramp, cramp. Nu luăm niciun copil, mă. Știți vorba aia? Da, vă, Sergiule, o. Bă, ce să zic? Da, bă, scuze, am crezut că e Sergiu. Ce să zic, bă, Sergiule? Ce să mai zic? Ce ai făcut, mă? Tot a intrat la pușcărie, da, bizar, capul. Bă, ține minte, ține minte. Numai din vorbe. De la 2006 în jos. Bă, de aceea puțin că am văzut de treabă. Vezi? Faci combinații cu te nevasta bat lui Gelu, e bine. Bă, cum adică combinații cu nevasta mea? Nu-i ceea ce pare Gelule. Bă, vezi? Vezi că nu-i bătrână pe... Păi, ori suntem frați, ori nu. Au sunat a 90. Fără glumele înapoi. Bă, Sergiu, cu 10 lei prin zumergea cu energii pozitive. Mie îmi plac bătrânele. Avem pe unul care îi plac tidericile pe aici. Au sunat anii 90 și vreau glumele înapoi. Mamă, ce glumă am pentru Sergiu pregătită. Tot așa că au sunat. Au sunat anii 2010, își vor minorele înapoi. Stai așa, să nu vină să se ia praful. Auzi? Am auzit azi o chestie. Cu 2008 în dreapta, mașina... Mașina matriculată în 2018? Sergiule? Da. Hai bă că gata, nu mai râd. Bă, deja te bat. Da mă, da, stai liniștit. Raisa ăsta, ups, scuze. Are 18, 19 pe acolo, hă? Bă. Plecăm la ședință? Nu, încă gata, mă, gata, iartă-mă. Dar m-am pornit prostul ăsta de strovelă. Gata, te pupă, frate. Eu te-am pornit. Tot trupele ce că l-a pornit. Auzi? E vina mea. Bine, hai că plecăm, hai Bianca că mergem, hai Bianca. Stai o țâră, stai. Eu nu mai vorbesc cu ăsta. Bianco. Bă, Sergiu, nu te mai supăra pe mine, hai, te pup. Trebuie să... Nu mai vorbesc cu mine. Să-i spui sporn din partea mea la evaluarea națională. Că vrea să spun. Stai așa. Națională de a. Aoleu! Bă, sunt prea trul meu, dispărut mașinile! No! Gata, mă, cea, gata cu glumele, gata. Nu e problemă. Da, da, chiar, stai că nu mi-ai lăsat și mie. Gata cu glumele, că... Pă bune, e deja... Astea-s glume, adică bine, o glumi noi. Dar nu, Raisa are 16-17 ani, ceva de genul are. Deci nu e...
Nu e pe bune. Gata, Sergele, iartă-mă. Bă, știi că glumim aici, adică toată lumea știe că glumim, nu? Pe bune. Adică, pana mea, nu mai știe omul de glumă. Pe bune, frate, ce? Adică, toată lumea la viața lui a glumit, nu? Toată lumea glumește, toată lumea... Este, bă! Toată lumea glumește? Salut, baby, cefe draga. Raimund! A venit Raimund și pe live-ul ăsta cu 10 lei prin super cea cu energii pozitive. Te pupăm, Raimundule, te pupăm. Mersi mule tot de 10 lei prin super cea cu energii pozitive. Te pup. Te pup, mă, Raimundule, om. Hai că da, dacă e Raisa care e a 7-a. Păi și ce are, mă, dacă e a 7-a? E perfectă pentru Sergiu, ce îi se poate întâmpla? Adică nu cred că... Ulu, da, nu se poate întâmpla nimic, chat. Câți avea Sergiu? 22? 22? Raisa? 22? Minus. Așa? 10. Minus? Așa, continuu? 22 minus 10, cât fac? Ah, salut, Sergiu! Salut! Salut, Sergiu! Hai că ne pregătim să mergem la creșă, să luăm copiii. Te bun, Sergiule. Vino cu astea în brațe. Așa, vino cu astea în brațe. Hai, te-am în brațe. Vezi unde pui mâna, că nu sunt minoră. Iartă-mă, gata. Păi dacă au început glumele, de tot a început de la stropeală. N-am făcut nici stropeală, tu ai început. Nu-i adevărat? Stropeală? Da. Mie îmi place să arunc cu aia. Stropeală, nu. Bă, ai stat prea mult în pușcării. Te-au făcut aia, nu știu ce ți-au făcut. Te-au miolat în pușcării. M-am întâlnit cu acritură. Îl știți, bă, pe acritură? Ăla care îți face curul. Gârlă. Nu, lasă-mă puțin, că stai că nu, eu înțeleg că ai de să explic. Hai, fată, că trebuie să iau și copiile la creșe, azi nu avem timpul necesar. Dar noi luăm astăzi, de câte ori să spun? Discutam cu Bianca că mai trebuie să mai facem nuncile odată. Ce? Tu cu Lavinia, eu cu Bianca. Ce? Ce, mă? Nimic. Nu știu, se gândește la... Da. Bă, stropelă, tu te dai la nevastă mea, mă? Vrei să mă dau și eu la Lavinia? Da-te, nu suntem noi frați. Bă! Dar nu suntem noi frați. Da, mă, de când frații trebuie să împartă brânzafă? Hă? Singura brânză pe care aș împărți-o cu tine? Să nu vorbești urât că e ziua aia, no-no zone. Da, no-no zone. Deci astăzi este family friendly zone. Family friendly, dacă nu... Da. Bag, poate hai. Până vine rău. Hai, Bianco, ca ți-ești gura ta. Stropeală, ne auzim, da? O să întârziem puțin la pachet, la... Mi-a dat pachet. La ședință. Te pupăm, iubitule. Abia aștept să văd și eu copiii mei frumoși. Trebuie să vedem ce facem... Mă, de câte ori în pana mea să spun că nu... Le. Hai, taci. Să vedem ce facem cu alianța dintre... Da, iubi, ce-ai zis, fă, Firia? Bă! Ce-ai zis? Fă, vine de la făptură gingașă, să țineți minte. Făptură gingașă. Da, păi ce vorbești așa frumurât cu mine? Ia vezi. Mai spune o dată îmi bag picioarele în tine. Ia vezi. Vezi că îl pun pe Sergiu acum pe tine, dar păcat că... Ulu, alo? Alo? Bună ziua? M-auziți? Da? Ma, Gerule, unde se ține mă ședința? Știți unde se ține ședința? N-ai baștie, la 844. Nu știu, tata, au trecut 3 ani, nu mai știu nimic. Nu mai știu nici cum te cheamă. Poate ăla îmbătrânit? Crezi că noi mai știm unde se mai ține? Rămâneți pe la 844 că vedem noi ce se întâmplă. Mai suntem de multe. La aeroport, la asta din Sandy. Aeroport din Sandy, în capăt. La aeroportul din Sandy? Da. Ca să știu să le punctul zic. Punctul de strângere. Ca să știu să le zic la băieții mei, bărbații vezi, mei. Vezi că doar lider cu lider tester atâta. Da, mă, da, să mă pupem frumos. Da, să mă pupem la pizda. Aaaa! Da, Don. Aia, da, Don. Alo? Da, alo? Da, alo. Am auzit niște cuvinte în capitolul 2, nu trebuia să aud asta toată viața mea. What the fuck? Băi, nici mama nu-mi jura așa tare și acum mama, tata, ești prost? Ups.
tagerele. Bă, mâncați-i gura ta, băi, 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 ce-ți cu limbajele astea, bă! Bă, ia, vorbește mă gura fără tine. A zis Bia ceva! Mă, ce a zis Bia, mă? Mă! Gerule! Bia-n jură! Ce mă? Aeroportul din Sandy, repede, băieții, toți! Ce mă? Haide, hai, hai! Eu iluzie la minții, tu nu mă auzi. Băi, fata, tu ești tâmpită la cap? Unde ai zis? Mă, tu ai mă, tu ai înjurat? Nu, mă, am zis să mă pup la miarjă. No, 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 no. Cu mine nu-ți merge. Ce ai zis? No! 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 Bro, am jurat? Am jurat, Bianca, ești prost în capitolul 2! Bun. V-am luat o legătură cu Gina. Am găsit ceva indicii care v-ar putea interesa. Mamă, de capeule, mai lipsea cireașa de pe tor. De capeule, da, lasă-o deocamdată pe Gina, 10. Că trebuie să-mi iau copiii de la creșă, trebuie să mă duc la ședință, trebuie... Avem niște chestii de făcut. Hai că te țin eu la curent, de capeule, bine, te țin bine. Eu la curent, te pup, mama. Mă, tu ai înjurat, Bianca, sau ce-ai zis? Păi nu se pune ca înjurătură, că e o parte a corpului aia femeie, nu? Nu, dar nu, 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 nu e înjurătura aia! Nu e înjurătură! Ba nu! Am zis să mă pupi, am zis așa? Nu! Nu așa ai zis! Bianca! Nu, am zis să mă pup la... Nu! Nu, 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 nu! Bianca, de când vorbești tu așa urât? Bă, deci Zain, ieri a fost atât de liniștit, nici măcar o singură dată n-a înjurat. Mă... Și tu ai înjurat? Adică n-am jurat zi încă ieri când am fost la el și ai înjurat tu? Da, a? Mă. Nu fac-o! Spune așa. Păi bătaie de joc, ești tâmpită la cap. Mă asculti, dar la viitor o să spun să mă pup la vagin. Da, 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 da. Oh my, ok, știi ceva? Ok, știi ceva? Dau un recohau să-mi rezolv urechile. Să nu mai vorbească gura fără mine, că nu mai poți... Nu, 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 nu mai poți să te aud așa ceva. Bro, de când înjură? De când înjură Bianca, what the fuck se întâmplă cu ea, ești prost? Ce se întâmplă cu ea? Ea? Cu ea? Ce se întâmplă? Trebuie pedepsită puțin? Că nu am mai văzut, nu am mai văzut mult acțiune? Cine trebuie făcută? Ce? Doamne, bă, de când, bă, de când? De când înjură Bianca? Family friendly-ul meu, dude, what the fuck? E atât de ciudată Bianca, bro, I swear to God, e mult prea ciudată Bianca, nu știu ce semnă cu ea. Jesus. Ai zis, ce? Bă, ai zis, mă, ce? Am înjurat? Am înjurat? Cum adică am înjurat? N-am înjurat. Am înjurat? Nu! Cum? Și am înjurat? No, imposibil. Imposibil. Chiar am înjurat? No, 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 no. No. N-am mai văzut de multă acțiune? Cine trebuie făcută? Ce? Doamne, bă, de când, bă, de când? De când? Înjură Bianca. Family friendly-ul meu, dude. What the fuck? E atât de ciudată Bianca, bro, I swear to God. E mult prea ciudată Bianca. Nu știu ce semnă cu ea. Jesus. Ai zis, ce? Băi, unde mă chat? Unde? Bianca, what the fuck? Poți să te aud așa ceva. Bro, de când înjură? De când înjură Bianca? What the fuck se întâmplă cu ea? Ești prost? Am zis cu ea. Yeah. Cu ea. Yeah. Și s-a înțeles cu... Oh my god, dude. De ce trebuie să mă speriați voi? De când înjură Bianca? What the fuck se întâmplă cu ea? Ești prost? Cu ea. Cu ea am zis. Ce se întâmplă cu ea? Cu ea. Cu ea. Oh my god, bro. Ce m-a speriat, Jesus. Am crezut că am înjurat. Deci dacă și eu înjuram în capitolul 2, nu, ăsta era un semn rău. Ăsta era un semn rău. Ea volanu. Ea volanu, chat. Ea volanu. Holy shit. Ha, m-ați speriat rău de tot. Bro, bine că mi s-a terminat ăsta, dar nu m-a băgat pe server. Bă, dar greu te mai bagă, bă, pe server, bă. Ha, oleo. Ce scuză a găsit omul? Păi da, are logică, gen. Am zis... Nu, what the fuck se întâmplă cu ea? Cu ea? De ce negi? Pentru că se aude clar că e cu ea! Dacă ziceam cuvântul cu C, s-ar fi auzit clar moaie! Ce moaie? E clar! What the fuck? Oh my god, merge radarul! Oh!
Merge radarul, merge harta. Băi, fato, am crezut că am înjurat mâncaței și gura ta. Am crezut că m-am luat și eu după tine. Ce? Eu nu te-am auzit. Păi știu că nu, că am zis cu ea și s-a înțeles cu coa, coai. Da, știu. Nu mai. Dacă ai zis cu ea. Nu, n-am zis. Bă, lasă așa, nu mai zic cuvântul ăsta de los, să-mi trag unei prea. De ce cuvintele se aseamănă între ele și formează un cuvânt urât? Păi stai, mă, gândește-te că eu dacă vorbesc cu română și spun cum, pe engleză se înțelege altcumva. Păi lasă pe engleză, eu zic în română se înțelege în română. Lasă așa și ceva, dragul. Da, știu, mă, dar n-ai ce să faci. N-am ce să... Oh my, ai de cap. Măcar acum nu mai ești gravidă, nu m-a mai interesat dacă... What the f... Bianca? Oh. Zi. Zi, mă. Taci. Trebuie să ne pregătim să mergem. Punem la Sandy, punct, te rog. Chat? No way! Unde era? Ce-am pus? Ok, fii atentă. Oh my god, dude. Nu, mă, hai să mergem. Vii și tu, da? Dar chiar tu mai faci parte din sindicat? Da, încă da. Oh. Cum era să-mi zici și tu că nu mai faci parte din sindicat? Oh my god! Da și nu. Mai chat? Da și nu. Chat? Poveste lungă, o să e poveste pentru o altă dată. Wow! No. Trebuie să iau neapărat elicopterul. O duc pe Bianca și după iau elicopterul. Cred că acolo e locația de la Venezuela. Marș, mă. Eu chiar cred că acolo e locația de la Venezuela. Marș. Eu refuz să cred. Yo. Ușor, aha, era cât pe ce să mă duc. Bă, dar mi se blochează chat-ul, ce are? Gata. Era cât pe ce să mă duc, mâncava și gura voastră. Holy shit. Ține-te bine, mâncați și gura ta. Frel. Ia-o și pe Bianca. De ce se iau pe Bianca? Unde se iau pe Bianca? Acolo? Nu are rost. Nu are rost să iau pe Bianca. Mă duc deocamdată singur, mă duc cu Venezuela. Păi ce să caute Bianca? Zeinule, cred că am găsit. Auzi? Da. Hei. Alo. Alo. Mă auzi, Pastrave? Da, te aud, Pastrave, mă auzi? Mi-l auzi, da? Da, tu mă auzi? Și eu te aud pe tine. Unde ești? Păi am adus-o pe Bianca la ședință și după mă duc că am găsit niște chestii, dar dacă vrei vin acum la tine. Vrei să vorbim ceva? Nu vreau să vorbim ceva, vreau să-ți arăt ceva. Cred că știu ce vrei să-mi arăți. Și nu este pula. Bă, dumpitule, fițar capitolul 2. Bă, frate. Dar am ce să-mi arate, mă, bă, ce mă enervează, bă. Pe stânga. Ce caută mai aici? Au lăsat. Păi, Maio, tu ești tâmpită, suie mai repede sus aici. Maio. Păi te-a lăsat. Unde-i bărbat tu, Andrei? Aici, dar că n-am voie. E, n-ai voie. Mă lași tu? Păi stăm toți. Unde e Venezuela? Stai că nu știm unde e. Asta e Bianca, dar unde sunt ai noștri? Scuze. Hai să trăiești. Aude, losu. Losu. Bengosu. Stai mașină, Maio. Am luat-o eu, păi era săraca să tea și ea acolo. Autostopul. Da, Zeinule. Ce? Mai ce? Unde ne vedem? Mamă, se pregătesc ăștia, dar hai că...
hai că plec repede de aici, de la șezi. Nu stau eu cu prăjit să iar să facă scandal. Hai că vin repede. Și după vin pe insulă. Dar sper să nu-mi iau acum. Sper să ia zi-mă unde ne vedem ca să te iau cu mașina. Hai că vin eu cu, cu elicopterul la tine. Zi-mi unde ești. Stau cu elicopterul? Da, unde ești? Ai tu așa ceva? Da, zi-mi unde ești. Unde să zic eu, mamă. Am și avion, dacă vrei vin cu avionul. Atunci hai să ne vedem la aeroport. Care aeroport? Ăla mare? Mare. Atunci hai că vin cu avion. Bine, hai, ne venim la aeroportul mare, te pup. Hai, că ăla, dă-ți place. Hai, hai, repede, repede, repede. Ce-ai zis? Dă-ți place să mai ție mare de tot. Se referă la aeroport, cea, se referă la aeroport, da. Da, da, cea, și cum ziceam, nu mai ai avion? A, nu mai am avion, ce drăguț. Da, am uitat că nu mai am avion. Sau avion, oare mai am? Mai am oare avioanele? Că teoretic doar vehiculele mi s-au șters, avioanele nu, nu? Da chiar, mai am avionul. Cum ar fi să fi uitat Sony să mi-l șteargă din baza de date, dar nu cred. A sunat, bă, a sunat, este bă! Robert Robby! Nu am primit modul de grafică Pivot cu lupa. Te pup, Robert Robby, cu 10 lei prin supergeac cu energii pozitive. Robertelule, trebuie să faci cerere, trebuie să faci cerere. Ai zăvăluță level 1 ca să-ți dau, modul de grafică, iubitule? Presupun că ai, nu? Zăvăluță level 1. Trebuie să faci cerere pe Discord sau să te conectezi, să conectezi YouTube-ul cu Discord, gen. Știi ce zic? Du-te și cumpără. Păi da, nu cred că am voie să aterizez. Oh, ce-mi place. Aha, l-a fixat. Chat, l-a fixat. A fixat optimizări. Sony nu-l optimizează cu sisteme marfă rău. Ia. Exact, chat, exact. Vehicle intră în categoria și la avioane, și la heli, și bărci, din ce știu eu. Hai că vedem acum. Uf, ce mă enervează. Bă, deci dacă mi-a dispărut avionul, păi n-am dat 100 de milioane pe el ca să ce? Da, Zain, acum am ajuns. Tu erai ăla cu mașina albă? Nu, sunt cu elicopterul, ești prost? Păi și unde ești cu elicopterul? A, sunt deasupra aeroportului, acum aterizez. Unde? Bă, aeroport? Ceva helipad. Da, bă, e sucu, e 6 ori 6 albastru. Aha. Hai aici, da, la avion. Hai și dă-te jos. A sunat, bă, a sunat. Este, băi. What the fuck, uitați-vă cum se pune. Bă, scuze, am crezut, n-am intrat în tine din greșeală. Robert Robby, mai bine cu încă donație de 10 lei prin super cea cu energii pozitive. Am level 3. A, e perfect atunci. YouTube-ul să l-ai conectat la Discord și intră pe Discord să faci cerere. Repede. Hai. Unde? A, vrei să pilotez eu? Nu. Hai sus. Nu mai bine vrei să mergem cu avionul? Dar ce vrei să-mi arăți mai întâi? Stai o leacă, ce vrei să-mi arăți ca să știu? Păi să-ți arăt prima dată baza pe care de fapt o să... Baza? Hai cu avionul. Hai repede. Cu avionul. O, fiți, ar bine, hai, stai așa. Suie repede sus, suie că mergem cu elicopterul până aici. Păi, dar tu nu știi unde e, dă că pilotezi eu. Păi nu, pilotezi tu avionul. Vrei? A, ok. Păi stai. Dar să nu murim. Păi da, eu din ce am văzut în poze e destul de mic heliportul ăla sau ce-o fi. Aviport. Roagă-te să mai am avionul. Oh my god, bro, te rog. Îl mai ai? Yes! Îl am! Yes! Să nu-i ziceți lui Sony, chat, să nu-i ziceți nimic lui Sony. Hai mă, suie sus, tu pune-mi punct de ăla, hai! Sigur? Da, haide! Stai liniștit, Zainule, sunt expert! Dacă am venit, dacă o pățim ceva... Nu pățim nimic, Zainule, nu pățim nimic! Dar hai mai repede, că am și ședință, mâncați aici gura ta, bine, nu-mi e frică mie de ăia, da? O să vezi tu, opa! Bă, vezi că banii de la Cozinius s-au dus! Aha, ia uite, încă un abonat pe nume Blacky care nu s-a uitat la live-ul de ieri! Chat. Pentru Blacky, pentru întrebarea lui Blacky. Unde am ascuns jetoanele de la casino? În ce marcă a mașinii? Ia să vedem, dăm o informație utilă. Adică Julie dă o informație utilă, ia să vedem. Ce mă, decolez? Deci unde trebuie să mă duc ca să știu? Unde
ți-am pus punct. Mi-ai pus punct? Veranda. Aha, văd acolo ceva. Logan, Dacia pentru țăranul din tine. Exact, chat, eu am Dacia și, și în joc și irele. Îmi place mult rău de tot Dacia. E cea mai bună mașină pentru că nu se strică ma- O, deci acolo unde am văzut eu. Oh my god, chat, în sfârșit vedem baza de la Venezuela. Doamne ajută. În sfârșit vedem baza de la Venezuela. Jesus. Dacia pentru țăranul din tine. Chat. Și eu conduc în viața reală Dacia. Asta înseamnă că sunt țăran. Țărani sunt oamenii care nu știu să se comporte și aruncă mizerii pe jos. Țăranii există și la oraș, dar și la țară, în funcție de nesimțirea omului. Dacă ești corect și te comporți frumos, poți să fii de la oraș, poți să fii de la țară, nu te, nu te numești țăran. Corect? Corect, chat. Țăran ești atunci doar când, când ești nesimțit, arunci hârtii pe jos, gunoaie, înjuri, faci alt, alt om de lângă tine să se simtă nașpa. De ce mă urmărește un avion? E același avion care m-a urmărit în capitolul 1. Oh my god, uite cum arată. No freaking way, dude. No way. No way cum arată. No way cum arată. De ce mă urmărește același avion? Nu știu. Dau sniper în cap. Dă-i în cap cu sniperul. Bro, păi și cum aterizez? Oh my god, oh, mare grijă, mare grijă, mare grijă, mare grijă, mare grijă, mare grijă. Ușurel, ușurel, ușurel. Hai mă, oprește. Ușor, ușor, ușor. Da, 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 da. Jos, haide, jos, taci, 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 taci. Oh my god, dude. Oh, oh. Oh my god, avem propriul nostru avion. Nu cred. Nu propriul nostru avion, propriul nostru pistă. Doamne, nu cred. Bă, așa arată Zain? Așa arată. Losu și practic și Venezuela. Losu și Venezuela, așa o să arate, chat. Losu și Venezuela, așa o să arate. No way, dude. Ok, punem, punem avionul pe poziții de decolare, de zbor, ca să ne pregătim. Mamă, dă-te la o parte, dă-te la o parte, Zeinule. Rămâi tu la avion și dai snipe-ul ăla, dai snipe-ul ăla, dai, dacă mai vine. E, a plecat, îl mai vezi. Păi nu, că vine, vine înapoi. Nu mai vine. Ascultă-mă. Dacă, dacă vine, îi fac eu și nu mai vine. Chat, deci nu, eu îi refuz să cred că asta o să fie baza mafiei Los Corleones. Deci mi se pare ireal, frate. E pe un fel de munte. Deci uite-mă că am văzut bine, mă. Bro, uite pe unde se urcă, mă. Mamă, ăsta e helipad. N-ai mă, dar bă, helipadul ăsta mare și tâmpit, aterizez 7 avioane pe el. Mi se pare ireal. Bă, e foarte frumos, chat, e efectiv foarte frumos. Genial chiar. Ok, și pe aici, păi și cum intri? Cum ajungi genul? Nu spune că trebuie să sari pe fiecare de asta. Ok, ai un fel de ședință în aer liber, cred? Nu știu, e super ciudat. Îmi place mult că, că ai apă înconjurată, gen... Băi, e real, frate, mi se pare incredibil. Și avem un heli, un, un, de la aeroport, pistă de avion. Na, no freaking way. Na, voi văd. Chat? 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 Ok? Ok, ok, what the fuck? Ok, ok. Ok, nu știu ce s-a luat. E totul sub control, chat. Totul e sub control. Opa, l-accident, chat. E, e în regulă.
Nu vă speriați, e în regulă, continuăm. Sper că n-au început aia ședința, da? N-au început aia ședința, că e și 2 minute, mai durează până încep proștia aia ședința. Lasă că avem timp să ajungem noi. Bă, voi realizați că eu mi-am luat... Doamne, nu-mi spune că e buguită. Deci nu-mi spune că m-am bucurat degeaba. Sisteme marfă rău. Chestii opening, chestii can, chestii go, iauzi. Nu, 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 nu. Aici, asta e. Iauzi. Să o auzim pe aia cu Sony. Sony optimizează serverul cu sisteme marfă rău. Ia. Ia, 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 acum intră beat-ul, intră beat-ul, liniște. Ia, ia, ia. Am un pont super tare, ne băgăm pe optic toți, că e nebunie mare. Sony îl optimizează cu sisteme marfă rău. Este și chestia. Îl optimizează cu sisteme marfă rău. Destule opțiuni din care să te ridici. E bine rău de tot. Nu este greu să pici în capcana mafiei. Iau. Iau. Să te racoleze, ăștia caută să geți, să-i trimită să livreze. Hai de capul nostru. Combinații ce zici, șefule, te baci. Chiar dacă ne prinde garda, n-avem nimic în nătrage. Am primit un pământ, nu știu o vilă în urmă. Aha. Un safe înăuntru, ce zici, șefule, te baci. Iau. Hitman 10.000 să ne vegheze de sus. Până ne bagă pe server, ne mănâncă hăia. Că, na. Doamne, fiță. Bă, optimizări? Nu sunt la server. Nu știu ce mi-a zis Sonica, ci că sunt optimizări la server. Nu văd nicio optimizare la server. Efectiv, în continuare sunt frame drop-uri. De fapt, actually, frame drop-urile alea nu mai sunt. Da. Adică sunt frame drop-uri, dar nu așa rău cum era înainte. Deci, presupun că nu e un win-win. E un win-win chat. Nu știu. Eu aș zice un win-win chat. Aș zice un win-win. Aș merge pe un win-win. Oh my god, dude. Jesus. Ok. A donat, bă! A donat! Este, bă! Oh, a venit o zi 21. Deci ieri am stat să căutăm și nu cred era bugat. Și nu cred era bugat. Da, mă, o zi 21. De bă, mersi mult de 10 lei prin super chat cu energii pozitive. Te pop, te pop, te pop. Păi ok, și cum intrăm noi cu mașina pe aici? Oh, wow! No way, dude, come on! Era tare să te poți urca pe asta. Mamă, păi cred că stau băieții din Venezuela cu sniperul pe asta, ești nebun? Dar cum ar fi să meargă... Oh, wow, okay, wait. Chiar merge? Bro! No, marș! What? Stai că eu pe asta n-am văzut-o. Oh! Wait, stai să coborâm, stai să coborâm, că n-am văzut în totalitate tot. Bă, ești tâmpit la cap. Că întrebarea mea e cum pic de aici, ușor, ușor, yo. Aimo! Am zis că din V3 auzi, că am zis că din capitolul 2 nu mai abuzăm, chat. Am zis că nu mai abuzăm, doar am zis. Ok, și cum ajung acolo? Deci aici o să ne putem parca mașinile. Una, două, trei. Mamă, câte mașini! Bro, mi se pare incredibil. Uite că nu doar eu mi-am luat crash. Aparent erau 160 de playeri. Acum sunt 120. A dat un mic crash la 20% din server. Ok. Wow! Și aici practic o să trebuiască să ne pună checkpoint, dar unde te duce? Unde te duce asta? Bă, e incredibil, bă, cum e făcut. Astea sunt bulletproof, deci dacă și astea sunt bulletproof, eu nu mai, eu mă arunc pe geam. Of, nu vreau să trac, că nici arme nu am la mine și mi-e frică că vine și Dicotul. Că primește notificări și nu vreau. Voi vă dați seama că o să primească Dicot oricum informații despre că avem câțiva trădători în Venezuela. Da, mă, e bulletproof. Marș, mă, de aici, mă. Ok. Și pe aici urcăm. Deci pe aici urcăm. Urcăm mai mult. Stați chat că mă bate. Nu știu mai exact cum se intră aici înăuntru. Nu, pe aici se intră înăuntru? Păi și cum se intră? Nu, uite aici. Cred că pe aici trebuia să se deschidă, dar ăsta buguită. Păi și de ce am mai pus aici, gen ăsta? Sau ăsta e de fapt de design și sunt eu prost? Cred că așa e designul la casă. Păi și pe unde se intră, mă, vărule, mă? Cum intru pe aici? Cum intru? Cum intru, gen? Ești prost? Cum fac să intru? Că nu știu cum să intră.
A, cu liftul. Wow, voi vă dați seama că doar cu liftul poți să intri? Deci teoretic te pui aici. Checkpoint-ul te duce așa, bam 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 bam. Și cred că pe undeva pe aici o să te dea. Nu știu, zic și eu. Ah, și fii atent, ai aici frumos cu băieții, stai cu băieții la din Venezuela și Los. Băi, incredibil, mă. Băi, incredibil, vă zic sincer, chat, mi se pare incredibil. E tare rău, prea tare rău, chat, tare rău de tot. Așa. Adonă, bă, adonat, este, băi! Aparent aici te duce. Robert Robi! Și codul de la mod de grafica PVP, unde îl pun? Te pup, Robert Robi, mersi frumos de încă 10 lei prin super chat. Codul de la mod de grafică PVP, unde îl pun? Păi stai o leacă, că tu ai mai multe coduri acolo și ți alegi tu ce vrei. Codurile se pun în privat și după live mă uit în privat să văd ce coduri ai pus, ce nu știu ce și rezolvăm după. Ok? Deci mi le pui în privat, dar ai grijă, codurile alea nu le dai în anime. Dacă le-ai dat la cineva, se schimbă codul și tu primești bani permanent. Mă, ce? Oh, îmi place ce văd deja aici, chat. Îmi place ce văd. Și cu vedere frumos la aeroport. Bă, asta e o casă genială, chat. Nu știu, ce notă îi dați? Ce notă îi dați? Merge special pentru Venezuela. Deci pentru Venezuela și pentru Los, atenție, da? Că e casă de mafie. Și astăzi o să ne arate Zane și... astăzi să ne arate Zane și câteva căsuțe, ca să ne mutăm să ne alegem noi o căsuță mare cu 4 camere pentru copii, 6 camere de fapt. Ba nu. 6? Da, da, 6 camere. Beatrice îi dă un 10, Chris îi dă un 9, Cătălin 200 îi dă un 10 din 10, Patrick Bike și el acolo îi dă un 10. Bro, arată mult prea genial. Pă bune, chiar arată genial. S-au descurcat foarte bine băieții. Deci mie îmi place ideea asta. Îți lasă impresia, fiți atenți, îți lasă impresia că poți să urci pe aici, dar de fapt nu poți să urci. Aici e bulletproof, nu poți să tragi. Poți să ne vezi aici, noi stăm aici și așteptăm pe ăștia, Dicotu. Urcă Dicotu, au intrat ciuriți. Pr, 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 pr. În rest nu mai ai cum să intri. Efectiv, nu mai ai cum să intri aici. Ai aici un ca să sar în piscină, ce tare, mereu mi-am dorit. Hai că de la distanța asta n-am cum să mor. Oho! Mamă! Ce tare ești, prost? Mă, ce? Oh, a, piscina e de post. Aha. Da. Da. Drăguț, drăguț, drăguț. Acum realizez. Piscina e de post, chat. Ok, hai să facem zi și să facem soare. A ieșit soarele din nori. Da. E cam trist ce se întâmplă, sincer. E foarte trist că nu avem apă. Dar mă rog, cine naiba face... Cine naiba face baie? Pă bune, în 2024, cea, pă bune. Oamenii nu mai fac baie în 2024. Mai mergem. Da, sunt curios cum... cum cobori. Hai să ne spawnăm o mașină. Dar n-am voie, mă, că după mă văd ăștia și iar îmi zice că abuzez. Sau? Nu cred că ne vede nimeni, chat. Ia stai. Să fac eu niște șuste. Hai să ne imaginăm că aveam o mașină în ăla. S-a dus avionul? S-a dus. E acolo, chat, nu-l vedem noi. Nu-l vedem noi, da, chat? Hai să-i dăm, du-te. Deci nu avem nici măcar garaj, era tare dacă aveam garaj. Nu poți să creezi un garaj de aici? Știu că parcă puteai să creezi un garaj de aici. Creează garaj sau ceva de genul. Ia să-i să vedem. Mă interesează o mașină. Zi-mi o mașină, nu știu. Mă gândesc la mașina asta, singura mașină care, la care mă gândesc în acest moment. Ok. Oh, ok, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place ce văd, îmi place ce văd, îmi place ce văd. Frumos, cu buruieni, cu dalea, cu nebunii. Aha. Păi ai de urcat, tată. Fii atent, dacă vine Dicotul pe noi. Dacă vine Dicotul pe noi. Fiți atenți. Poc, în boschete. Păi știți cum stăm? La fiecare boschete punem unul de la Venezuela și unul de la Los Corleones. Și când deschide ușa, hop,
Avem punct de... Du-te, mă! Wow, bă! Nota 10, cea, nota 10, bro, nota 10, nota 10. Ok, întrebarea mea e unde e Zain? Ce model de mașină este? Cred că se cheamă... Da, nu prea am voie să zic acest cuvânt, dar bun. Hai să urcăm, înapoi și să mergem cu avionul, chat. Mergem cu avionul pe aeroport, ok? Că e mult mai rapid. Ne așteaptă băieții la aeroport acolo la ședință. Deci trebuie să ne grăbim, chat. Bro, e tare rău. Și astăzi o să ne arate Zain și noile case. Pentru că trebuie să ne mutăm. N-am avut timp în capitolul 1 să ne mutăm la o casă cât de cât ok. Pentru că na, mi-au dat băieții de la poliție planurile peste cap. Ghiciți ce? Și fiindcă mi-au dat planurile peste cap, nu am avut timp să vă pun pe voi să votați unde să ne mutăm, unde să... Înțelegeți? Eu de-aia m-am ofticat mai mult. Că n-am avut... Eu nu m-am ofticat că au încercat ei să-mi dea kill caracter. Pentru că nu le-a reușit. Înțelegeți? Să-mi dea acel caracter. Hai să plecăm. Că de mult nu i-ai mai dat în Bianca? Oh, Alexuțule, fără d-astea, fără d-aștea. Fără d-aștea. Nu știu, vedem. Ok, hai să-i dăm cu avionul, chat. Ai telefonul pe mod avion? Dol naibii. Păi dacă mă sună toată lumea? Avem o problemă, chat. Avem o problemă, fiți alenzi. Avem o problemică. What? Astea se sparg? Ok. Problemuța este că tu dacă vii și decolezi de pe, de pe aeroport, bam, 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 fiți atenți, te lovești în ăsta. Vezi? Te lovești în ăsta și practic ești forțat să decolezi așa. Bro, e nervant, trebuie scos ăla. Și ești forțat să decolezi așa, gen. Vedeți ce zic? Ce mișto că nu contează ce viteză ai. Pentru că... Wow, ce tare! Băi, e prea incredibil, mă. Prea incredibil, chat. E prea incredibil. Mișto rău de tot. Hai repede spre ăsta și să vorbim după și cu Zain. Să-i zicem să ne arate alea, mă. Să-i zicem să ne arate neapărat alea, chat. O, mâncă aici gura lui Zain. Bă, dar chiar Zain unde e? Aha, scuze. Așa. Am înțeles. Am înțeles. Da, e clar. Nu știu cum să vă zic, dar Zain i-a dat crâș și lui. Trist, dar adevărat. Bun, hai să aterizăm pe aeroport, după care mergem la ședință, bărbaților. Licităm repede pe acolo, bam, bam, că acum avem Losu, avem Corleonesu, avem totul, băi! Totul e pus la punct. O avem pe Bianca, trebuie să ne luăm copiii de la creșă. Trebuie să votăm noile case, să ne arate și nouă Zain niște case, ceva. Bun, deschidem frumos astea. Bam, 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 bam. Hai să ai grijă cum aterizez. Ooooooo, a băgat bonusul. Așa. Bă, ăștia au plecat, mă? Nu cred. Uite-i mă acolo, n-au plecat. Sunt încă acolo. Hai să parcăm și noi avionul aici. Frumușanu. Mergem prin spate să nu vadă cine e. Ne infiltrăm frumos. Și gata. Nu a lipsit domnul Gelu. Și vedeți, stăteam ca prostul aici. Că cam aș pe ședința lor. Bă, când nu suport eu ședința asta, mă. Și abia acum pleacă ăștia de pe loc. La și 13 și nici măcar acum, frate, ștâmpit. Uite acum cât timp nu sunt atenți băieții. Bam, 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 bam. Mă prefac și eu. Ce? M-am dus să fac și eu pipileanu în boscheți. Da, cu avionul. Cu avionul m-am dus să fac pipileanu. Unde e Gelu? O, Gelule. Bă, unde-i venit? Hai aici. Aici, lângă noi. Gata, iubiții. Păi de la de 3 ani de când l-am fost eu. Am auzit că Mihai a murit, e adevărat? Nu. Da, domnule, să fie pe liva bună. Bă! Mi-a dat pachet. Ia uzi-l pe ăla. Gata, liniște. Hai, liniște. Liniște se...
mute. Bă, tu ești fost sindicat, taci din gură că te omoară ăștia. Liniște. Ne dă pachet. Hai să licităm repede, după care vreau să-mi văd copii. Vreau să-mi văd copii. Vreau și eu să-mi văd copii, chat. Vreau să văd ca să... Voi fi eu fost sindicat, dar maxim ultimul lucru care poate să-mi facă e să-mi mugă mula. Bă, nu mai vorbi de astea urâte. Ia înjurați mă unul, ia înjurați unul, n-aveți curaj. Nu jură nimeni. Hai, gata, nu vă mai băgați telefonul la încărcare. Haide mă, du-te. Următorul, străpici, tu cu familia ta, te duci acolo. Bianca, așa la disconect! Bianca! Pateu, pateu. Bă! Unde mergem? Mașină în capă de tot. Hai, capă de tot. Hai, de mă, mergem. Păi, bro! Bă, dar tata aia ce face? Dar chiar tata aia a dat și el. Ăsta e puțin. Păi mai a vine cu noi, mă? Deci ce facem? Stați că n-am înțeles. Ce facem? Așteaptă un pic. Păi să știm. Că trebuie să mergem până în capătul ăla de aeroport cu mașinile, da. Și acum stăteam să calculez. Avem o mașină de două locuri și noi suntem 5. Hai bă, mai repede, hai bă, veniți mă că scot eu avionul, mergem direct pe insulă, bă. Stăm. Hai pe dracu. Cortim aici în mașină. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. E albastră. Hai Pateu. Ai grijă, celule. Ca inima dumneavoastră. Hai sus. Oh. Mersi, mersi, dar ai grijă cum mai comentezi aiurea, cum te mai execută. Ce-am zis? Mihai. Nu știu, atâta. Mihai a îmbătrânit, e bătrân. Vezi că e nervos. Și tu, nu știu că vezi că e nervos. Au trecut. Azi o trăiți. Au trecut anii. O, ai să trăiești, Roni. S-a îmbătrânit și el acum, s-a făcut. Roni? Da, mă, bileu, da. Da. Ce, mă, s-a schimbat vocea? Cine ai bătut schimbat așa? Mi-a oprit vacanța. O, hai să trăiești. Mamă, au trecut, a trecut ceva, a trecut ceva. Da. Câte s-au întâmplat? Este, băi! Multe. Deci casa de Popuzi 21 cu 10 lei prin super chat. De Popuzi, mersi frumos de 10 lei prin super chat cu energie pozitive. Teoretic ar trebui să o vadă toți. Trebuie să vedem, trebuie să-i dau lui Sony checkpoint-ul de lift ca să-mi facă liftul. Bă, dar nici acum, frate, nu e casa completă. Trebuie să-i dau checkpoint-ul de lift să-mi facă liftul. Bă, dar sper că aia e, nu? Hai, pate, unde? Unde plecăm și ce facem? Păi stai, cu aia, că nu mai are loc. Bă, ce mă enervează, bă, că... Stai, mă, că te... Stai, mă, nu, las că mă duc aici, mă. Bă, mai dă, bă, una! Mai dă și mie una! Mai dă și mie una, că n-avem loc. V-am mâncat în fund să băgați Bugatti, alte mașini nu aveați. Mi-a dat pachet. Ia, luați armele, mână și... Ia-ți elicopterul și du-te. Bă, să-mi trag una în ăștia, nu vine să mă duc cu avionul direct la ședință. Stau după proști ăștia. De ce este claritatea așa proastă? Dă-i pe 2K dacă consider că e claritatea proastă. E claritatea proastă la live chat? O fi din cauza că am scăzut eu delay-ul la live? Adică delay-ul e de o secundă, 3 secunde chiar. Dacă considerați că e calitatea proastă, pun la loc delay-ul de 5 secunde, dar nu se merită. Știți? Ia, spuneți-mi acum, cum se vede? Hai, gelule, hai! Calitatea e ok, e... Da zoom, pixel morți, ceva, n-avem, nu? N-are treabă delay-ul? Nu? E bună imaginea și claritatea? Gata, boș. Gata, boșii mei. Hai, gelule, hai, aveți hai, de că întârzi, iară. Hai, gelule, fugi. Bă, lasă-mă și pe mine, nu mai grăbiți. Unde-i? Hai, gelule, final. Hai, tu să vezi ce dau eu imediat. Nu mai am loc, mâncava și gura voastră. Haide, următorul. Hai, NPC-ule! Da. N-am loc. Următorul. Al nici doilea. În ăsta. Ia încearcă. Păi nu e, nu vezi? Ia du-te la ăla din fața. Oh, ia-l. Bă, stai mă că mă duc aici, să... Aici. Și aici e full? Nu e, e liber aici, e liber. Gelule! Aolo, stropii! Vezi că ăsta duce la alt oraș. Avionul ăsta. Oh, unde? Pe ce oraș? Întreabă-l pe pilot. Domnul pilot! Sunteți friends cu noi? Care le conduce pe ăsta? Ne duceți la Mihai. Prietenii? Ăsta-i Mihai. A, aici mă urc, cu Doamne ajută. Oh, ăsta-i Mihai? Ulu. Nu mai țipa! Păi dar nu mă aștepți, Firial, naibii! Stai bă, ho, că-l omor pe lider, prostul naibii! Îl
Bă, stropeală, vezi că liderare un nume. Hai, bă, stropeală, să-ți faci și ție, poate. Gelule, să-ți ia. Hai să ne prăbușim. Ține-mă de mână. Ține-mă de... Zain. Trebuie să iau legătura cu Zain. Dar nu vreau să te bă, ia uite, doamne, de du și pe noi pilotul, de du și pe noi pe... Hai că mergem, licităm repede, după care mergem la copiii noștri în chat. Mergem să ne vedem copiii și noi și mergem să alegem și casa nouă. Să ne ducem la nuntă și noi, să facem o vizită. Deci, dacă ține ședința mult, am out, eu, adio chat, eu la... Eu mai mult de 10 minute nu stau la ședință, că eu am treabă, da? Eu trebuie să-mi văd copii, trebuie să-mi aleg casa, eu mai mult de 10 minute nu. Mi-am luat avion, am plecat. Gelule, ce faci, iar la păcărire. Mă pupă fratele vostru. Eu din capitolul 2 am zis. Eu din capitolul 2 am zis, eu voiam să mă despart de sindicat. Da, mi-ați zis voi că vreți să rămânem în continuare în sindicat. Dar eu nu mai suport sindicatul. Eu bătaie de joc. Bătaie de joc. Avem parașute aici. Și nu faceți gluma cu mama, vă rog. Nu mai aici. Vreau, dacă mă arunc de aici cu parașuta, ajung până acasă. Nu, Gelule, n-avem parașute aceia, că și-a lăsat dușmanii nevestele acasă. Cine? Și-a lăsat dușmanii nevestele acasă și n-avem parașute. Acum dușmanii care se simt, care s-au simțit, nesimțiți. Se simt ei, ori fi un avion mai în spate, un avion mai în față, ori fi ei pe aceea. Nu poți să-ți vezi copiii, a zis Bianca, nu-i scoți astăzi de la creșă. Păi de ce, bă, eu vreau azi. Bianco! Și să mai țineți minte un lucru, omul care face duș se numește dușman. Ce? Omul care face duș se numește dușman. Că înseamnă că n-ai făcut duș de o lună asta. Bă, unde e, bă, Bianca, bă? Păi nu, că eu sunt dușman. Că eu fac duș. Unde e Bianca? O dată pe lună? Bă! O dată pe secundă și acum mă spăl. Bă, unde e Bianca? Așa. Mi-a dat pachet. Bă, ce, mă? Crești eu la cât pateu ai mâncat, crești eu cățelul. Nu mai vreau niciun pateu, cam sasi, asta cam e ultima sasi. Transmisiune. Da. Nu mai întrebe nimica. Sunoi rele? Bă, Cristi. De astăzi... Uite-o pe mama ta. De astăzi, 17 martie, mă las de transmisiune. Doamne, vorbesc ăștia ca proștii handicapații. Vorbesc și eu frumos pe avion. Pe mod avion. Bianca nu răspunde la telefon, îmi dă ocupat. Bianca, cred că se ceartă cu mama ei. Aolo, Bianco! Se ceartă cu măsa, mâncava-și gura voastră. Nu e că ar fi prima oară. Na. Se ceartă cu măsa, bă. Bia... Spune-mi de ce mi-ai dat bloc. Ia uite, bă, mi-a dat respins, bă. Bianca Rollsplay, bă. Na, bă, mi-a dat respins, bă, Bianca Rollsplay. Mi-a dat respins aici. Urât, bă. Mi-a dat respins, bă. Păi trebuia să vină să-mi arăt și eu, să-mi văd copiii. Ce căcat, așa, disconnect și-a dat. Ce face asta, mă? Bă. E tată! Ce dure de oraș! Să le dă... Să le iau de... Bă, ce faceți, bă, terminaților? Îi faci rotaș acum la avion? Ian Carol plecea. Stai! Mai stau! Ia! Cam aterizați, fraților! Ce să aterizeze, mă, că ăștia știu ei ce înseamnă ateriza? Zain! Oooo, ce face, fratelo? Te pupa, stramă! Ce da. La bă, de ce? Bă, în 10 minute termin ședința și după vin la tine, că am ceva să zic în 10 minute. 10 minute. Da, 10 minute, Gelule. Păi nu că ea de fapt durează mai mult, dar eu în 10 minute plec, că nu stau cu scuze. Eram pe speaker, Zain, eram pe speaker. Ia să este să te dau pe speaker aici. Ia, fă cunoștință cu Sergiu. Ce zici, mă, Zain? Salutare, frate. Salut. 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 Tot avionul să-l salutați pe Zain. Hai, ținem-o de... Aolo, s-a înjurat cumva? Am și o întrebare pentru Sergiu. Da, ce întrebare ai pentru Sergiu? Cât să ne-a fost ultima lui Pradă? Prădătorule! Aolo! Bă, ce a zis,
Alinsu, i-a zis-o de Alinsu. Bă, nu mai, bă, săptămâna viitoare se duce la serbare la gagică, să nu mai fi rău. Nu mai, gata, gata, m-am obțin. Azi odrăiți. Azi odrăiți. Hai. Zeinule, în 10 minute ne vedem, trebuie să-mi prezinți noi grațe, te pup. Salut, salut. Te pup. Zeinu, ești retardat, să știi. Bă, ce a zis-o lui Sergiu, calculatoare, bă. Păi da, așa se cheamă, Sergiu calculatoare. Acum nu mă cheamă Sergiu calculatoare, îl cheamă Sergiu... Tastatură. Nu, mă, nu. Dar voi nu știți? Unde-i stropii? N-ați auzit? Prost, aici. Eu știu, dar nu mă întreba de ce sunt așa, dar... Îi place mărul crudul lui Sergiu? Poți să termin? Place, mă? Îi place și altceva, dar okay. Mărul crud! Păi, am o întrebare! Gelule! Da? Ce firmă de haine îi place lui Gelu? Lui Sergiu? Ce? Prada! Nice. Wow! Prada! Prada! Wow! Marș, mă! Foarte puternic. Bai, mă, să nu mai râdem, bă, să nu mai râdem. Raisa cât aveam? 14, parcă. 24 neuroni pe ăsta. Hai, mă, nu mai glumiți, pe bune. Cum o se simte aiurea? Bro, vorba aia, bravo lui că... Știi? Doar la pușcărie ajunge. No. Te nu ne-o călcam pe toți, uitați de acolo la noi. Bă, nu mai, bă, nu mai, de după bune. E gata, bă, lăsați-l pe set. Omul poate, nu știu. Domnul Gelu, ai auzit-o Tavi Gamer? Are probleme de atașament. Tavi Gamer-ul, Tavi Gamer-ul. Tavi Gamer-ul. Nu, ia, ascultați-l un pic, ascultați-l un pic. Ia, ia, liniște, ia, liniște, liniște. Sunt eu Tavi Gamer-ul, 2-3-6. Maaa! Bă, nu trebuia să-l pui pe speaker, că dacă te auzea Sergiu, hop, direct pe el. Nu mă duc, bă, nu mă duc, că am fost aș prins cu el. S-a făcut, frate, cu pomohaci. Domnule, Gelu, puteți merge mai încolo un pic? Da, gata, mă dau, mă dau. Ca să te dai. Ți-l dă, ți-l dă. Dă-te mai așa. Galben, tot așa. Dă-te mai așa. Gata, dar nu vei să ți-l țin în poală. Galbejitule, dă-te mai așa. Dă-te mare. Dă-te mare, am. Dă-te-l mare. Bia, spune-mi de ce mi-ai dat bloc. Cu cei în picioare. Florin, dă-te mai așa. Bia, spune-mi de ce mi-ai dat bloc. Îmi dă-te-i poze cu. Și nu sunt important deloc. Ți-am furat gagica. Gata, bă, lăsați-mi Fabi. A venit și taxa. Tavi Gamer, mai am mai pun o dată. Tavi Gamer și 97. Îmi faceți, mă, liniște. Liniște. Gata, bă, că am intrat cocoșii noi. Bă! Mișche, răge. Am intrat cocoșii noi în sindicat. Ți-l dau ție break ca să nu zici că-l mai scot. Nu-i nevoie, doar nevoie să nu-l lasă. Următoarea dată când mai ierăs pe aici, să trebuie să mori. Scuze, domnul. Vrea, zis că-l vrea pe Tavi Gamer-ul și l-am pus. Pe cine, lasă mă? Lasă pe Tavi Gamer-ul. Domnul Mihai, dați-mi bătrânii de sedeți așa rău. Aha, se răzbun orașul. Se răzbun orașul, se răzbun orașul, bă, dumneavoastră, domnul Mihai. Cu tremur, cu tremur. Am mine, că l-am pus pe Tavi Gamer-ul. Sony îl optimizează cu sisteme marfă rău. Sony nu-l optimizează cu sisteme mari fără rău. Orașul ăsta din rău a ajuns mai rău. Din la câmpuț. Din la câmpuț. Bravo! Da, bravo, vorba, bravo! Din puț în casă. Ești în primărie tu, nu comenta. Bă, stai mă să mă bag și eu aici între voi. Mai au puțin și pică de copaci pe noi. Pică copaci. Să te bagi între noi. Cu rădăcini. Pică tavanul, pică tot. Bă, nu mai, bă, hai mă să mai fim răi așa. Să te sufle roțile de la mașină băi, așa de spate. Băi, rușire, adică primarul nostru își dă silința, își dă viața pentru noi. Pentru noi. A plecat o lună în Turcia să se relaxeze și voi. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l ierte. Am primit pachet. Da pachet, mi-a dat pachet, da. Mamă, ia pică. Vezi, bă, că-ți intră vântul în gură. Vezi că ești cam robot, cam. Să începă glumele cu Sergiu. Hai, Sergică. Cine începe? Păi dar știți de ce a început? Totul a început de la stropeală când mi-a spus că Sergiu a găsit pe o pânză de păianjen. Nu, a găsit o păpădie. Și a găsit 14 păianjen. S-a dus la serbare și a găsit femeia.
A găsit Marco proaspătă. Bă, gata! Toți au trăit fericiți până la atunci, bătrâneți. Trebuie să luăm legătura cu justițiarul. Cu Justi. Justițiarul Lăitești. Cu Gusti. Justi. Să-mi bag pula ce glume. Bă! Bă, ești terminat, poate. Bă! Suța, nu aia! Nu mai mănânc bă niciun pateu, gata. Dar nici n-am zis să mănânci pateu, doar că deja e nervos. Ăla gri, ăla gri, ăla gri. Nici nu trebuie să mănânci. Bă, dar ăla-n galben e singur? Da, da, sunt singur, bre. E fraier. Bă, dar iar a intrat mă ăla, bă, 3 ani au trecut și ăla a intrat iar în sindicat? Da. Pare drept că a intrat iară. A, scuze, nu mai contează. S-a simțit bine. Care? O, Luci, mersi frumos de să mă lăs pe bom. Hai că nu se vede pe tot ecranul, mâncați-i și gura ta când cumpără cineva, se vede pe tot ecranul. Ce flash vă dă când cumpără cineva, trebuie să rezolv aia. Nu poți să taci din curăgelule? Ba da, ba da. Dar ce aveți de mult? Păi da, toată lumea vorbește, nu? Comunicăm. Dacă mă enervează ăștia, eu plec la Zen, că trebuie să-mi arate casele, Bianca, alea. Ne reunim și noi, bre, că ne-am mai reunit de săptămâna trecută. Ia, cât am venit. Salut, sunt eu Tavi Gamerul 236. Mâine este ziua mea de naștere și aș vrea să rog foarte frumos dacă ai putea să-mi dai un ban de pe serverul de pe Vim. Vreau să-mi cer scuze pentru toate alte cedentele mele. Și promit că îmi dăt seama dacă îmi dai un ban, nu voi mai face. Bă, cine a pus bă copilul ăla bă să zică bă să mor tu că l-a pus primarul. Bă, eu nu cred că l-a pus. Am crezut că e... Să mor tu că Tavi Gamerul ăla e gen for real. Bă, vorbește cu la frătine. Bă, săracul! Ce-am făcut, mă? Eu sper că nu primarul l-a pus să facă așa ceva. Nu l-a pus primarul. Nu e de la noi de pe ăsta, nu? Nu! Dă-te, mă, cum o să-ți bați așa joc de săracul copil? I-am zis că face la Caterinca, dar chiar plânge și se roagă să-i dea în bani. Doamne, bă, nu mai e de râs, mă, nu mai râdeți. Nu mai râdeți că așa ce zimiat. Păi nu, bre, că eram eu când era mai mic. Bă, cum mă săracul copil, mă? Cum mă săracul copil să-l rog să facă un videoclip? Ușor. Bă, trebuie să fii bolnav, mental, mă, să-l faci. Copilul e... Copilul până la 18 ani e... E sfânt. Cum, Doamne, iartă, mă, mâncați și gura să sărac. Tu unii oameni care sunt aici. Hai, gerule, urcă. Dar știi că e la Caterinca. Dar cred că o fi la Caterinca, dar nu prea, că omul ăla plânge. Mai eu, mâncați și gura ta, dacă mă uit între picioare, mi-am luat strike. Mai urcați și noi aici, mai am un loc. Bă, mai urcați și noi aici. Dar ce-ți mai place mai eu să stai crăcit așa? Gelule, sunt și eu aici. Bă, scuze, Andreiule, scuze, dar dacă ai nevastă așa crăcită... Aici. Vrei pateu? Nu, 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 nu miercuri, nu, te rog. Iar n-avem, bă, locuri. Mai e un loc aici, dar stai să aici. Lasă că e bine aici, dar... Bă, cum o eu sunt... Bă, dar e la Caterinca videoclipul ăsta sau e for el? Eu nu cred că el e... Sunt eu Tavi Gamerul 236. Mâine este ziua. Dar nici nu plânge, acum văd videoclipul. Nu plânge, dar nu vi-l pot arăta, că gen nu am voie să arăt chestii de astea pe live. Dar nu plânge, gen face. Eu sunt Tavi Gamerul. Și curge doar nasul, gen. A, deci ok, cea, nu. Am înțeles eu greșit. Nu, ok, băiat, ok. Doar a făcut un videoclip cu el. Da, tot e greșit. Că cum să pui să facă copilul așa ceva? Gamerul 236. Mâine este ziua mea de naștere și aș vrea să rog foarte frumos dacă mai putea să-mi dai un ban de pe serverul de 5M. Vreau să-mi cer scuze pentru toate alte CD. Mi-a făcut mie poftă cu mucii aia, Doamne. Stai că am înghițit și eu. Bă! Suntem live aici, chat! Poftă bună, bărbații mei, poftă bună! Am auzit că mâncați bine. Ia, ce mâncați, chat? Ia, faceți-mi și mie o leacă de poftă. Ia, ziceți-mi și mie ce canal. Am uitat că suntem pe YouTube chat aici, iertați-mă. Oh, vedeți că o să jucăm jocul ăla multiplayer.
am ceva quick update să vă zic despre el. Mai țineți minte jocul ăla care arată ca 5M unde se poate juca în browser, de pe telefon, de pe calculator, de pe ce vrea ciocanul vostru? Ei bine, vreau să vă zic că a primit un update și acum putem să conducem mașini. Este roleplay și este exact ca 5M-ul. O să jucăm cel mai probabil joi sau cred că sâmbătă. Vom juca din nou cu abonații și a primit un update nou. Mapa este mult mai mare, putem să conducem mașini, este roleplay, se poate juca pe telefon, pe calculator și de pe cel mai prost telefon, mi-a zis Zonda, Zonda managerul de la Trovo, mi-a zis așa: de pe cel mai prost telefon nu are voie să scadă sub 100 de FPS-uri. Deci pe cel mai prost telefon, bă, cel mai prost telefon pe care l-ai, ultima, prima generație a lui bunica, pe ăla trebuie să meargă cu 100 de FPS-uri. Pe puțin 100 de FPS-uri. Deci o să fie jocul anului, chat, o să fie jocul anului. Abia aștept. Abia aștept. Cum se numește pe telefon? Nu se descarcă, se joacă în browser. Odată ce ai intrat în browser, ți-l face full screen ca și cum ai intrat pe un joc și te joci de pe telefon. O să-ți arate acolo controlul tot și poți să te joci de pe calculator și de pe telefon. Ok? Link? Nu vă dau linkul acum. Joi sau sâmbătă, ok? Mi-a zis Zonda că nu trebuie să vă dau linkul. Vă dau linkul atunci. Pentru că locurile s-ar putea să fie limitate, că practic noi ne jucăm pe PC-uri virtuale, înțelegeți? Noi ne jucăm pe PC-uri virtuale, adică pe PC-uri reale din altă, dintr-un server, știi? Ca să meargă la FPS-urile astea mișto. Deci, joi, stați pe live sau sâmbătă stați pe live. Când v-am dat link-ul, ați intrat repede să prindeți link. Merge și pe iOS, pe tot, Android, iOS, merge pe tot, pe tot, 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 tot. E un fel de 5M, doar că pe telefon îți alegi caracterul, îți alegi, e genial, efectiv. Grafică mișto, ați văzut ce grafic are. Gen, e închis serverul acum? Acum da, e închis serverul. Acum e închis. Mai închis. Florin, dă-te mai așa. Florin, dă-te mai așa. Mamă, bă, da, știu că aici aveau mai de mult. Era un din ăsta, tot așa, un quest. Cum se numește? Jocul se numește Edison. Da? Deci un fel de 5M, doar că el se numește Edison. Așa se numește serverul. Edison. Edison. Fix așa. Edison. Dar nu-l găsești dacă îl cauți pe net. Trebuie să ai link. Și faza proastă este că nu o să ne putem juca în fiecare zi. Pentru că cred că pe viitor va fi cu bani jocul ăsta, adică 5 euro, 10 euro lunar ca să te joci, dar măcar te poți juca de pe telefon și de pe calculator, pentru că ei se folosesc servere care, gândiți-vă că Zonda dă bani ca să ne jucăm noi, știi? Pe serverele, ca să avem 100 de FPS-uri. Deci, bă, în principiu e mișto, în principiu e foarte mișto. Ok, stăm 10 minute, la 21.50, maxim 22, am plecat, nu s-a licitat, adio, îmi trag una. Nu mai vreau? Păi bă, stai o leacă. Acum e beta. Cred că abia la anul se scoate cu bani jocul. Deci nu e, nu te gândi. Oh, până la anul e gratis. Crede-mă, bag eu mâna în foc. Păi nu mă mai joc eu. Păi de ce să-mi chin... Eu întotdeauna am vrut să găsesc un joc în care să... Să-mi bag abonații pe el. Și să nu plătească nimic abonații mei. Păi... Ori e mucângeală, ori nu e mucângeală, sau maxim 5 euro, 25 lei, maxim, maxim 5 euro, păi ce naiba, ești nebun, cu 25 lei îmi cumpăr 3 d-alea de pateu. Că nici eu nu sunt vreun bogătan, eu de-aia mă gândesc la voi, că eu ești nebun, eu cu 25 lei îmi iau 3 conserve de pateu, mănânc o lună din alea, încă vă jucura voastră, vedeți? O să ne lase să-l instalăm. Deci ai două variante. Ai două variante. 1. Poți să-l instalezi. 2. Poți să-l joci pe browser. Tot aia. Orice îi face, tot aia. Recomand pe browser. E mult mai mișto. Opa, a început heist-ul. A început heist-ul. Repede. Sunt Xelamarii heist. Repede, 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 repede. Jucați la păcănele. La păcănele. Jucați la heist. Ca să primiți puncte, să cumpărați item. Următorul cu tremur care e definitiv. E, da. Startă bine așa, uite, furtuna la cap. E o mașină, furtuna. O mașină goală, bre. Vine furtuna. Aia verde e goală. Devastăm. Mamă, dar a început buracă. Bine, rău. Ce n-a fiară vechi. S-a dus. Prea trece. Bro, și tu e mult, prea trece. N-ai cum să nu le vezi. Sper să nu ne țină 1000 de ani. Ba da. O să vă ținem atâta cât este nevoie. Păi nu, dar pierdem aiurea timp, domnul. În loc să câștigăm
Doamne, da. Okay, frate, nu mai ai voie să-ți exprimi opinia că ți-e îndreaptă pistolul spre cap. Intră toți cocoșii în sindicat. Ne auziți-i. Lăsați, domnul Gero, că va apăr eu. Cine? Marele Smart 2. Cine? Maia, Maia și cu mine. Dată, Gerule, că cât de curând e anul. Maia, gata, mâine vin la tine în oră și spunem unde locuiești. Gata. Aaaa! E deștept, ce să mai zic. La Galați! Oh, e aici lângă mine! Nu vă nimic! Da, unde stați dumneavoastră? Eu? Hai sus de lută, n-auzi. Lângă Galați, ce-a? Hai sus, Gerule. Costa cine? Mamă, lângă Tulcea. La Adriela 3 ore de mers. Ho-ho! Nu mai venim la Maia. Hai ca să șeau cu el. Unde trebuie să mă duc? Oh, mi-am revenit. Nu mă nimeni, ce scuze. Gata, mi-am revenit. Da, băieți, unde sunt? Despre ce vorbeam? Despre așa, în cercă. O luați pe acolo, în dreapta. Hai că s-a dus. Bă, dar de ce odată ia disco? Haideți, domnul, din grup. Nu știu. De ce odată ia disco? Hai, și tu. Eu încep să nu mai văd lume. Hai, Gerule, cu mine. Iar pică orașul? Hai, da, Gerule, hai. Că tu ești. Ce fel? Eu sunt din Tulcea, zice Florentina. Ho-ho! Eu pe de la... Eu pe de la sindicație, aruncă în aer cât de prânz. Eu nu văd nimic. Ai, doar cocoșii ăștia care da. N-au niciun motiv. Și ziceai de mine că sunt cocoși pe vremuri. Bă, pe aici, bă. Ce era aruncă în aer. Da, da, da. În aer cum am aruncat și pușcăria aia să te scot. Când ți-ai luat puterile alea, le ziceai la toți, taci din gură, nu știu ce. Păi ori suntem toți egali, ori nu mai suntem. Ce asta? E suntem pe vremea comunismului. Păi, baron și-a luat... Înapoi. Aolo, frate, a intrat o fată nouă în sindicat, nici măcar n-am auzit-o. E Francesca. Cine e Francesca? Sergiu. Bă, dar câte gaci și mai are, bă, Sergiu ăsta? E musulman. Da. E sultan, e sultan. Stai, ai zis că e gagica lui Sergiu? Da, gagica lui Sergiu. Înseamnă că are 12 ani. E spatele tău, e spatele tău. Gerule! Glumesc, iertați-mă, iar bă, glume, da, se tâmpite, iertați-mă, glume, da, glume, cea. Gerule, dacă-ți vine să crești, a luat baron cartonaș de level 4 la mine. Liniște, vă rog, gata, frumos, liniște. Și mergeți toți în față. Eu zic gata, doamna Francesca. Am auzit că sunteți iubita domnului Sergiu, nu? Da, mă, că-ți dă glonț în cap. E concubina. Cine să-mi dea, mă, glonț în cap? O neauzită? Femeia. Da, neauzită. Mă, linge pe ăștia, îi linge în fungi să intre în sindicat. Păi nu se face, frate. Nepe. Bă, o singură dată mai comentez și împac ceva în tine și te zbor. Păi, domnul Mihai, da, nu mi se pare corect. Mă, din gură, că mai enervezi odată că ascult comentezi. Nu știu unde te crezi. Păi nu, taci din gură și stai acolo. Taci din gură, ăsta e comunism. Nu ai trebuit să fim toți egali. Ar fi să fim toți egali, domnul Mihai. Taci din gură. Mi se întări rău. Păi bă, tai de joc. Bă, bune, intră toți neauziți. Eu de-aia voiam să părăsesc sindicatul ăsta, că cate-i pe ele sindicat. Ultimii neauziți. Vin cocoșii ăștia, anicapați. Deci eu v-am zis, eu la și 50, maxim 10, eu am plecat. M-am ridicat și am plecat. Dați-vă la pană. Găsit locul. Să nu stați toți grămadă de drăguță. Eu era la pușcărie. Eu la 10 am plecat, îmi trag una în sindicatul lor, păi îmi trag una, ultimii handicapați. Bă, 3 ani au trecut și nu s-a schimbat mai nimic. A, scuze, a trecut 3 ani, s-au schimbat oamenii, toți neauziții. Bă, și mor eu pe ăștia, bă, și-au, bă, arfe, asta nu suport. Suntem toți egali. Dumnezeu ne-a lăsat pe toți la fel. Încetează. Toată lumea. Francesca, repede, hai. Băieți, în spate, că dacă nu vă dau glonț în cap. Bine, v-am găsit. Eu sunt Francesca. Da. Bă, ok. Cății-și gura ta. Pe tăgând în seara asta, o să o luăm pe repartizări. Începem cu probleme, continuăm cu alianțe, după aceea, a treia chestie, vom licita locații ca de fiecare dată. Și a patra chestie, în caz de mai aveți voi ceva întrebări, task-urile să le predați pe la sfârșit și dacă mai aveți ceva întrebări. Fiți ar task-urile de care putem răspunde și așa mai departe. Ok? S-a înțeles către toată lumea? Da. Așa. Cum a vorbit ăla? Începem cu problemele. Ai familia probleme, cheamă-ne pe noi.
ce din Dolos jefuiesc? Tot ce vă pot spune. Din Dolos? Care? Adică de la noi? Nici măcar noi nu avem un Dolos. Dolos MC. Ah, am înțeles, Dolos, mă și miram. Ok. I-am percutat și cam asta a fost. Ceva GoPro-uri aveți în care să dovediți chestia asta, ceea ce susțineți? Trebuie să caut până pe stick. Dacă aveți ceva GoPro-uri, le așteptăm cu drag. Te rog să nu editezi live, că nu poți, că nu poți sta, te rog să nu editezi. Gata, Ion, nu le editezi, nu le editezi. Alte probleme mai aveți în afară cu cei de... Fugi că nu le editezi. Nu, nu, nu. Ok. Cei din Grov? Vezi că dacă nu avem. Nu mai faci nimic. Nu au băieții. A, avem nimic, tată. Nu. Hai să-i dăm cu licitația aia. Dar cei din Dolos nu sunt prezenți? Nu, au un băier, au o problemă de familie și mai multe probleme. Deci nu mă lasă să-l descarc, pentru că ți-am zis că trebuie să aștepți până... Domnii din costa noastră? Au. Până joi. Ceva probleme? Ai răbdare. Probleme n-am. Cu capul maxim. Nu. Domnii din Hitman? Domnii din Hitman. Ia uite, nicio problemă. Avem niște probleme cu părții. E full gri și văd oamenii, dar nu văd ăsta. Am înțeles. E full gri, nu sunt încărcat, nu sunt încărcat. Cine? Ce face? Domnul Găbiț și Wems. Restul s-o fie. Găbițul și Wems, bă. Aveți cumva vreun GoPro? Bine, cer scuze. De ce-ți cer scuze? N-ai de ce să-ți cer scuze, măi, șprițanu, mă. Chestii dacă pot să-l recupăr. Da. Bă, da, sincer, eu am spart un GoPro. Mai eu, mai ești tu înainte să vin. Așa cum am să discut și cu cei din Dolos, dumneavoastră, domnul din Dosvag, să vă mai potăm. Nebună mai e bă mai asta, bă. Dar noi n-am făcut nimic, au venit cu aroganțe la noi pe zonă, că fac ei, că e drag, că nu știu ce. Păi și o să avem și o să avem casă pe jocul lui Zolda. Din câte am auzit, da. O să existe case. Dar la un dat s-au băgat mașinile, s-au băgat astea. O să fie ca un fel de 5M combinat cu Roblox, combinat cu Fortnite. Adică sistemul va fi ăla din Fortnite. Movement-ul va fi din Roblox. Purtați-vă combinat cu Fortnite și ideea e din 5M luată. Nu știu, e ciudat, dar e mișto. Că nu suntem aici, domnii din Hitman sunt mai presus decât cei din Group Street. Toată lumea este egală. Portați-vă frumos și vorbiți frumos. Okay. Eu am vorbit foarte frumos cu domnul și el a avut aroganțe. Asta. Trebuie să vorbim frumos, corect? O persoană corect? Sau două din Hitman care sunt arogante și așa mai departe. Am observat și o chestie asta și le-am spus și lor, la nenumărate ori, să se potolească. Așa, v-am spus și vouă. Le-am spus și la cei din Vagos, așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă nu vom proceda. Deci noi n-am făcut nimic, că noi ne-am făcut treaba pentru uite, că nu z, ne-au respectat. Noi am respectat, te-am luat frumos, domne, noi nu v-am zidit, nu v-am așa și ei, numai că noi dregem, că noi facem. Aoleo, iar se ceartă ăștia și n-au niciun motiv. Degeaba le spui ceva celor de la sindicat, că n-o să ia nimeni nicio măsură. Verificăm. Și o să discutăm aici cu colegii. Așa, nu mai are nimeni nicio problemă de spus cu alte familii sau în general cu poliția ceva? No. Cu poliția? Câinii mei? Eu cu Vagos. Am bătaș în gură, să trecem la licitații mai repede. Gata, gilele, tac. Domnul din Blood, sunteți aici prezent? Auzi că ieșit afară, dar văd că domnul nu mai este. Deci nu mai avem nicio problemă. Mai e domnul din Balas, întreabă și pe dânsul. O, domnii din Balas? Nu, n-avem. Ce traci în pizda are aia? N-aveți nici ultima neauzită, mă, vin toți terminații. Cine e? Că nu înțeleg. Așa. Nici eu nu știu. Dar cum a intrat, frate? Cum a intrat? Cum intră cineva? Membru sindicare că nici măcar nu... Păi, dar mă enervează, frate, mi se pare abuz în pana mea. Muge mula și gata. Păi, dă două poze la primar și gata. Hop, ce? Opa. Okay. Ați seama? Ofer la cea mai bună câștigă, lăsăm timp de licitație până la ora 10:10. Ce mă? Licitațiile să fac pe site? Pe Facebook acolo. Pe Facebook. Să fac pe site. Cum adică pe Facebook? Învățați-mă că-s bătrân. Nu știu. Pe aplicația albastră. Intri pe telefon. Aia acolo. Așa. Numită licitație. A, pe aplicația albastră. Acolo nume, familie, prețul și cel mai mare preț. Va câștiga
Păi nu mai e fizic, nu, nu se mai vorbește gen. Nu funcționează. Așa cum a spus Adineaura, colegul meu Mihai, este problemă la oraș și nu putem chestia asta aici, dar aceea licitez, desfundă-ți urechile, celule. Păi dacă te auzi între hau... Eu l-auzi bine. El a spus-o Adineaura, nu eu. Te-am auzit puțin, prost, mă rog. Deci acolo, pe aplicația albastră licităm. Da. Firăței nebii cu aplicația albastră, nici măcar nu știu unde e. Gata mă, liniște, eu n-am acces. Da, noi nu prea avem acces să scriem. Păi noi și unde e, mă? Nu avem acces să scriem. Da, nici avem eu n-am acces la... Se vede dreptare. O să se rezolve. Anunțuri, zona lider? Să se liciteze pentru protecția Hitman. Păi și unde găsesc topicul ăla? La mușchiul licitației ce acolo? Da. Mușchiul licitației ce? Pe la mare, nu? Nu, pe la secundar. Aha, mult succes că nu am, nu l-am. Păi dacă ești, intri. Dă și mie stropi. Ce să-ți dau? Stropi, stropinel. Știi ce, ce, de la ce se mai spune stropinel? Așa. La ăla, de la mașină, stropinel, ai stropinel? Am stropinel, îți trimit invitație pe ăsta? Hai, dă. A zis să-i dea invitație, că el e prost și nu e. Că nu-l interesează pe el de chestia asta. De acolo. Mirat? Așa. Salut, Iberi, da, da. Salut, iubitule, salut. Așa, ceva alianțe aveți? A, păi eu nu mai licitez, îi las pe ăștia de la mine să liciteze. Da. Cine a vorbit să ridice mâna? Spune, te ascult. Aha. Cu băieții din Bluz, militară, 3 de zile. Domnii nu sunt aici la ședință. Da. O să discutăm pe parcurs. Facem noi? De asta ne vom întâlni și o să Stropi. Discutăm dacă este. Ce spui? Ești prost? Da, nu l-au mai auzit pe băiat? Nu am alianță. Facem alianță? Hai, dar eu vreau cu gelul. Amândoi, un pas în față. Gata, e bătut în cuie. Venezuela este mafia oficială, nu are dreptul la alianță. Păi care e Venezuela? Los sub băiatul meu. Carlos Corleones. Carlos, am vorbit cu primarul, frumos. Este oficială, nu are dreptul la alianță. Am vorbit cu primarul. E băgalus. Aștept confirmarea lui. Aștept confirmarea lui. Nu ai dreptul la alianță. Hai, de pe domnul Mihai, fiști tu mai îngăduitor un pic. Vă sunăm acum dacă e. Da, mă, hai, lasă, treci în lasă, că pe toți ne auziți îi bagă în sindica, dar pe noi nu face o excepție. Păi da, aia e, noi suntem oile negre. Gata. Doamne, de ce mai stau aici, eu nu știu, mâncați aici gura ta. Da, ia stai așa, de ce comentați atâta, domnul Gelu și Stropeală? De ce comentez atâta? Lăsați-mă să fac un pas în față și să vă spun, că deja nu mi se pare un abuz pentru noi toți de aici, da? Deci noi toți de aici avem o vechime, da? Vine domnișoara Francesca, n-am nimic cu dumneavoastră, domnișoara Francesca, nu-mi caut scandal, nu-mi caut nimic. Dar vin, scuzați-mă, că jignesc într-o oarecare măsură. Vin toți neauziții, intrați de curând în sindicat, l-ați băgat pe baron. Scuze, baron, știi că țin la tine, dar nu ești da pentru sindicat. Băgați oameni care peste seară au trimis cine știe o poză și gata, au devenit ei în sindicat. Deci mie nu mi se pare. Pe lângă treaba asta, nici măcar nu ne lăsați să ne acum îl iei și îl dai afară secunda asta. Nici măcar nu ne lăsați să ne exprimăm opinia. Vedeți cum faceți? Nu ne putem exprima opinia și ceva. Ies eu de bună voie. E o bătaie de joc totală, și nu pentru mine, pentru toți e bătaie de joc din mafie. Vă bate joc de fiecare din mafie. Asta e pur și simplu o chestie de prost gust. Ia vino gelul de încoace. Nu e nicio chestie de prost gust. Vino mă încoace. Am terminat de discuta, nu mai discut nimic. Vino încoace cu mine. Bă, voi toți înăuntru. Bătaie de joc. Vin toți neauziții. Ce se întâmplă, mă? Păi vin toți neauziții. Păi... nu-mi bagă, am zis și eu, vreau și eu alianță cu Losul. Eu n-am avut nimic. Da, am zis și eu, vreau și eu alianță cu Losul, da? Că avem Losul, avem nu știu ce. Și că am trebuie de la primar. Aprobare de la primar. De la primar. Păi ok, aprobare de la primar. Dar poți să faci tu excepție să... Adică tu pentru ce? Adică aprobare de la primar. Păi nu, mi se pare o prostie că alți oameni sunt băgați așa peste noapte și nu se poate la noi. Pe lângă asta, nici măcar opinia nu poți să-ți mai exprim. Că gata, repede afară. A zis un adevăr, repede afară. Bun, zi opinia, prima dată și păi ce opinie? Că am fost dat afară, nu mai zic nimic.
Voiam și eu să... Ce era greșit dacă făceam și o alianță? Ce era greșit dacă făceam și o alianță? A vrut băiatul ăsta să facem o alianță? Bun, și care e problema? Păi care e problema? Întreabă-l pe domnul Mihai. Nu ne lasă. Nu ne lasă să fac alianță, pentru că mafia lor nici măcar nu s-a anunțat. Nu s-a anunțat. Tu ai auzit cumva că s-a întors înapoi? Nu s-a anunțat pentru că nu, nici măcar nu am, trebuie să ne pună anumite, nu știu cum să zic. Cazul ăsta, mafia ta nu există, acolo. Pe listele mele nu există mafia ta. Păi pe listele tale, pe lista la primar există. Pe statul sindicatului aveți toți membrii puși? Nu știu dacă avem toți membrii puși. Măi, nu-i ai, că nu te ocupi de mafie. Tu nu ai alianță. Deci tu vrei să-mi zici că nu mă ocup de mafie, că nu și-au pus să ia CNP-ul în nume? Nu, nu doar asta, dar nu sunt. Păi nu pe sunt. Pe aplicații, nu dar pe sunt. Site, nu apar. Nu ai membri în Los Corleones. Tu vrei alianță, pe mine, dar nici eu măcar eu nu eram acolo. Pe aplicația albastră aia nouă. Nu e aia nouă, e același de 8 luni de zile, de 9 luni de zile aia. Aha, de și până acum de ce n-a zis nimic de la bun început să ziceți? S-au ocupat numai ai tăi. În secunde de față, pe cine ai tu la Los Corleones să se ocupe de familia ta? Oh, mulți, cine foarte mulți care așteaptă să intre. Astea? Nu la asta mă refer. Atunci de membri, membri sunt problema ta. Cine e managerul familiei tale? Că tu nu te vei ocupa de ea. Care, la care? La Venezuela? Nu, la asta, că tu zici acum păi că da, tu nu, vrei nu, să faci alianță cu ăștia. Păi dar nu, nu am nimeni deocamdată pentru că nu, nu, mi s-a dat meniu ăla, nu mi s-a dat... Insignele, să le dau la oameni insignele de la primar. Nici măcar nu mai există. Mie mi-a zis primarul că o are în vedere și că ea e deja păi făcută. O are în vedere, dar nu e dată. Păi da, ok, și nu putem să ne imaginăm că ar fi și să facem alianță, fie alianța făcută? Nu, facem altceva ca să terminăm odată discuția asta. Bun. Săptămâna asta, vedem când vii la primărie sau la hotel. Așa. Vorbesc cu domn primar. Rezolvăm și cu mafia asta să fie cum trebuie, da? Vorbesc cu domn ca să primar. Poți să faci alianță cu ea și atunci o facem. Bine, pe parcursul săptămânii. Am înțeles. Bine, atunci ne auzim atunci. Până atunci facem și de manager facțiune care să se ocupe. Da. Ca să fie și cum vrem noi și cum vrei tu. Da? Așa. Și o să faci alianța dintre Venezuela și Los, ca să nu mai fie nicio problemă. Bine. E ok? Da. El vrea Costa. Costa și Los. Da. Bun, da, nu, mă duc să-i dau banii lui Andrei, am plecat de aici, mă duc să aleg casele și să mă văd cu Bianca. Nu mai stau nicio secundă la panorama asta de ședință. Ultima panorama de ședință. Andrei, vină cu amurești. 300 fer, 50 diamante, 10 safir. Andrei? 25 safir. Iar ridică mâna Andrei. Așa. Aici. Ascultați-mă puțin. Da. Ca să nu mă enervez. N-am mai rezolvat asta. Până acum, văd că aveți o problemă cu persoane noi băgate în sindicat. Până acum, s-a urlat încolo și încoace că noi nu avem timp să ne ocupăm de voi. Atâta timp cât adăugăm persoane Andrei, în sindicat, văd că da. Nu da. Sunt luate în serios. Ți-am dat bani. Sunt luate... Da. Pentru ce? Șt, taci. Să vă fie foarte clar, de acum înainte, dacă un membru de la noi, de la mine, vă prezintă o legi... Așa, acum cât timp pică. În secunda 2. Repetă. Mă duc până aici, jos. Stați liniștit, mă întorc. Ce s-a întâmplat, domnul Gelu? Am zis că mă duc până aici, până jos. Stați liniștit, mă întorc. Mă duc până pe insula cealaltă, că trag una în sindicatul lor. Bagă femei neauzite că le-a dat o poză pe privat. Gata, iubita mea nouă. Uite-l și pe prostul ăsta. Tată, stai liniștit, ascultă de ei că nici opinia nu ți-o poți spune că te dau afară. Și păcat că ceilalți mafioți la fel, stau și ascultă. Asta nu e sindicat, bă, nu e sindicat. Eu vă zic sincer, ăsta nu e sindicat. Hai că iau și eu o mașină de aici. Găsește cheia în contact. Fac o leacă de roleplay chiar dacă nu prea e ok. Pornește mașina. Trag una. Stau ca prostul, mă chinui ca să ce. Lasă că de nu-mi fac eu losul. Uitați-vă cu ăla la mine. Stau și mă chinui cu ședința lor de căcat. Singurul de acolo care e ok e Tavi. Electric toată ziua cu nervii.
o fată, Vanessa, sau cum o chema, Francesca, intră așa, neauzit, adică, bă, dacă juca pe server, cum e, nu știu, ce fete avem noi pe server din staff, nu știu, nici măcar nu cred că avem. Dau așa un exemplu, e, oricine, bă, când auzi de o persoană, mai zic, știi? Când auzi de o persoană, mai zic. Șefule, te duc undeva? Săracu, cred că e pierdut și el. Cred că și el a dat abandon. Și Bianca, e ok ca membru? Nu, e bătaie de joc, bătaie de joc. Bătaie de joc. Deci, nu știu, trebuie să înceapă. Nu că dau eu cu hate. Dar ați văzut? Nici măcar nu poți să-ți exprimi opinia. Am ieșit în față, am zis, dați-mi voie să ies în față, vă rog frumos. Am ieșit în față, cum am început să aud adevărul, gata. Hai, afară, 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 afară. Bă, zici că suntem pe timpul comunismului, știi? Am zis, Francesca, ultima neauzită, a intrat în sindicat, că a dat ea două poze și gata, a intrat în sindicat. Știi la ce mă refer prin poze, da? Că e veche metoda cu pozele, cu alea. A dat două poze, gata, a intrat în sindicat. O, bună Francesca, bun. Nu se face așa. Bași Baron, am înțeles. Ok, ai greșit, l-ai băgat pe Baron. Ai greșit. Dar bași Francesca, acum. Nu, mă, tată, măcar de aici îmi trag una în ăsta lor. Optimizări pe server, nu știu când se fac. Că de când zice Sony că face optimizări la server, a făcut oarecum cât de cât ok. Astăzi s-au băgat cât de cât ok update-urile. Sindicatul la fel de nebun, eu nu mai, eu v-am zis, nu mai fac parte din sindicat până nu își rezolvă problemele. Când o să-și rezolve problemele atunci? Să fim cu toții egali, până atunci nu. Hai să sunăm pe Bianca, că vorbim cu Bianca. De-aia n-a venit, mă, Bianca la sindicat, știa ea ce știa. Uf, prost eu că m-am dus la sindicat. Prost eu că m-am dus la sindicat. Hai să o sunăm pe Bianca și după luăm legătura cu Zain. Alo. Așa. Ce faci, fata, mă auzi? Te auzi. Spune. Pe unde ești? Sunt în oraș, sunt la garajul de la hotel la 658, da, să iau și 658. Unde e asta? Poți să vii să mă iei de la aeroport? Da, hai că vin. Care e cel mai apropiat sau... aeroport de tine? Ăsta din oraș. Da? Hai că aterizez aici. Da. Okay, nu mai pot, m-am enervat rău de tot. Păi eu nu ai văzut că nu m-am dus la ședință. Da, păi mi-am dat seama de ce nu mai vii la ședință. Nici eu nu o să mai vin la ședință. Oh, dar eu vreau să vorbesc păi de... Păi dar nu, dar e bătaie de joc. Nici măcar opinia nu poți să-ți explici. De ce m-ai mai lăsat să... Deci fii atent, le-a zis, dați-mi voi să fac un pas în față. Au tăcut din gură când au auzit adevăruri. Gata, înapoi. Da, mă, știu că așa... Știu că așa au fost mereu, măi. Așa că de ce să ne mai lungim cu situația asta? Da, e! Te aștept aici să mă iei. Bine, hai. Bă, taie de joc, bă, taie de joc. Nu știu, sunt așa dezamăgit rău de tot pe optic. Bă, pe cât de fericit eram eu pe optică. Ia uite, bă, primarul ne bagă, primarul. Bă, aștept să vină momentul ăla când... Nu știu, parcă s-a dat afun, mă, Sony cu update-urile. Înainte, bă, își dorea, mă, avea chestia aia în sânge. Își dorea, bă, hai să facem update-uri, hai să nu știu ce. Sindicatul mai era cum mai era, sindicatul. Gelule. Era mai ok, da. Am vrut să te întreb și eu ceva, ce e cu casa? Difuzor. Ce o să fie cu casa? Ce difuzor, mă? Lăsați-mă puțin, băi, vorbim mai târziu, okay. Că sunt nervos, că m-am întors de la sindicat, okay, că mai pot. Doamne, doamne. Păi, aia e cu casa. Aoleu. Fiecare cu cel doare. Să vezi ce forță e sindicatul pe full play. Mă, bă, dar știu, mă, că e... Știu că e... Pă, că full play tău, dar... Lasă full play tău, că nu comparăm full play tău. Eu zic că trebuie să ne... Comparăm aici cu opticul, să vedem cum facem. Să-l facem pe Sony din nou, să aibă pofta aia de server, de a lucra cu serverul. Și pe lângă asta să băgăm oameni ok în sindicat care să lucreze ca lumea. Ca nu mai, m-am enervat rău de tot. Păi hai să vedem casa de și ai. Nu deci mai de fiecare dată când mă duc la sindicat... Oprește-o muzică. O nervi, hai, liniște, în rând toți. Acum, dacă nu vă dau glonț în cap, dacă vorbești ceva... Ține glonțul pe tine. Dacă faci o glumă de unul din sindicat,
Ți-a dat glunț. Bă, într-adevăr, nu e ok, adică totul trebuie să fie pus la punct, știi? Pe de-o parte. Dar pe în altă parte... Păi ar trebui să ne simțim ca o familie, mă, acolo. Ce familie să ne simțim? A, și degeaba, degeaba, da. Auzi, degeaba te plângi de... Degeaba te plângi de probleme, că nu sunt rezolvate niciodată. Și pe lângă asta, cred că locațiile singura chestie pentru care aș veni la sindicat. Locațiile. Să prind și o locație bună și gata. Uite că mi-a zis de cape să, dacă vrea să... Dar deocamdată vreau să iau legătura cu Zain. Păi bună seara! Hai să-l sun pe Zain. Of, of, of. Aolo, aolo, Sony îl optimizează cu sisteme marfă rău. Bă, 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 cum mă să-mi fac eu recrutările, mă? Cum naiba să-mi fac eu recrutările când serverul se blochează în ultimul hal? Sony, Zain nu prea răspunde. Mi-a dat stropeală mesaj și că eu mă chinui de 3 luni să intru în sindicat. Intru în sindicat și asta intră în 2 zile, mă. Da, mă, bă, bătaie de joc. Bătaie de joc. Asta, mă. Asta e ce să faci. Of, pupalea și frame drop. Ia uite-l și pe ăla pe sus, zburând. Am o sună pe Zain. Păi îl sun, dar nu răspunde, cred că săracul i-a picat și lui. Zainule, răspunde, tată. Zainule. Da, mă, chat. Băi, eu n-am nimic cu serverul. Da? N-am nimic cu serverul, n-am nimic cu nimeni. Da. Eu doar zic niște chestii, că eu nu suport să tac din gură să zic. Da, mă, iau ce server mișto. Înțelegeți? Deci e de lucrat la server. S-a dus Sony la fund. Se relaxează prea mult. Se relaxează prea mult Sony. Bă, Terminatule, ce tu mă zici? Colo când mă suni și tu, firii al naibii, colo când mă suni și tu, îți place când mă suni? Îți place? Îți place, ha? Îți place? Da? Da? Îți place, ha? Da? Da? Hai să-mi arăți și mie casele. Hai că ți-o arăt. Păi aștept să-mi arăți și mie casele, hai. Aștept un pic. Cât un pic? Helicopterul. Cât un pic, Zainule? What the fuck? Cum era elicopterul ăla, că mai... A, scat. Zi, Zainule, zi. Sus. Unde? Tu, mă, că mi-au ajutorul. Hai să-mi arăți casele, că vreau și eu să-mi iau... Unde ești? Nu știu, zi-mi tu unde să vin prima oară. Păi unde ești, că vin eu să te iau. Păi nu vii tu să mă iei. Zi tu că vin eu la tine și mă iei după. Păi am elicopter, idiotule. Hai la 382, că e pista aici de aterizare și ai voie. Bine, să aterizezi. Bine, Vancouver, pune-mi la 382. Dar vezi că sunt și cu Bianca, avem loc 2, da? Avem un 4. Avem. Bă, ce? Da, mă, am loc. A, am înțeles altceva, hai. Hai, vino să-mi arăți casele, că vreau măcar, măcar casele să mă mai înveselească, că sindicatul... Măcar aia, da, ți-o arăt. M-a dezamăgit. Of, mâncăiești gura. Sunt pornit rău de tot, Bianco, pe ei. Mă, dar liniștește. Păi da, drona, bine, lasă drona, ca e... Mă, asta e, păi l-ai văzut pe primarul ăsta, ce primar ăsta, care dar se nu înțeleg ocupă ce, de noi, Doamne, de oraș, cum mă, se întâmplă. Păi dar nu înțeleg, să fac o dată, frate, ceva. S-au dat la fură de tot înainte. A, păi știi de ce s-au dat la fund? Că a văzut orașul, că e populat. Dacă orașul e populat, păi nu ne mai interesează să, știi? Mă, gata, mă las așa că n-am chef, mă doare capul numai că n-aud de discuția asta. Hai, uite-te pe cer. Mă, e pe cer. Of, 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 of. Trebuie să vină din urmă, bă, Sony, bă, trebuie să vină din urmă, să-mi bage drona după să optimizeze serverul, să se miște mult mai bine, să mai bage update-uri mișto. Să schimbe sindicatul și eu îi zic Sony, gata băieți, și-a revenit serverul V4. Deci eu în acest moment vă zic sincer, opticul e cum era înainte One Tap-ul. S-a băgat un update. Oh, Sony, ăsta, fricule, s-a băgat update mișto. Înainte când apăsai pe M, se arăta opțiuni. Se arăta opțiuni, acum a scos opțiunea aia. Gata? S-a dus? Stai să-mi vin la Vancouver, în dreapta mea.
Dă-te, băi, jos! Vancouver! Ce, mă? Băi, Pastramă, du-te tu în spate! Gata, Pastramă! Ia, ce, un icon supărat? Păi sunt supărat! Că nu se face, frate, nimic, adică... Vreau să-l văd pe Sony, cel vechi, care lucra la server, care își dădea silința, care se concentra. Prima dată ce oară pe asta, măi, părnaie. I-am zis și eu, bă, bagă-mi și mie drona aia, voi vă dați seama cât content, cât de benefică e drona aia pentru mine? Vancouver au terminat. Ok, mă rog, lasă drona, măcar să fixeze server, să nu mai am frame drop-uri. N-a băgat drona aia, nu, drona aia, doamne, n-a băgat optimizări, văd că n-a făcut, încă se chinuie. Dacă te duci în oraș și sunt mai mulți playeri prin oraș, nu, e jale acolo. Bro, și de ce nu te muți? Pentru că am un an pe serverul ăsta, am un an și ceva. Dacă tu ai o problemă undeva, nu pleci. E ca o relație, serverul e ca o relație, dacă femeia ta te supără, nu pleci. Ok? Nu pleci dacă te supără femeia, nu pleci. Păi ce facem aici? O să schimbi 1000 de femei. Nu, rămâi cu femeia respectivă și îi zici, băi femeie, nu-mi place că, uite, ești nu știu cum, schimbă-te, te rog. Aici coboră. Trece o lună, trece două, trece trei. Dacă nu se schimbă, îi zici, băi femeie, îmi pare rău. Știi? Eu nu pot, adică îl știu pe Sony în viața reală, îmi e prieten, îmi e... Nu pot să-i fac una ca asta lui Sony. Că după... Vă dați seama că după o să moară serverul probabil dacă... Știi? Dar nu, nu cred, nu știu, nu vreau să, nu vreau să mă gândesc la așa ceva, nu vreau să mă gândesc. Vancouver la elicopter. Vreau să mă gândesc doar că nu o să plec, nu o să plec de pe server, o să rămân pe server și auzi, bă, o să se bage update-uri mișto, da zei. Așa, hai că l-am pus pe Vancouver la elicopter. Ok, deci fii atent. Deci avem o baie, dar, mamă, de ce sunt astea deschise non-stop? Bă, că tu ai deschis, idiot. Eu am deschis-o? A, nu mă, mamă. Avem prima cameră. Ah, bă, what the fuck? E cam buguită casa asta. Avem un garaj, prima cameră, dacă coborâm jos, avem... Ce-ai făcut, Bianco, cu fundul ăla mare? Ups. Aoleo, mâncați-i și gura ta. Eu am cumpărat gadget la Mafie de o lună și de-abia mâine îl bagă, cam de la Stensiu. Da. Ce-ar fi plăcut și lui Brusu să vadă casa asta. Bă, e bă, o singură cameră până acum și avem beci. Și aici în beci ce e? Na, nu-mi place. E și buguită. Meh, next house, Zain, next house. Știi de ce nu-mi place? Ți-o zic sincer. E... Lasă, următoarea dacă, te va da pe spinare. Dacă, dacă te uiți în anumite zone, așa, dispare de sub tine ceva. Da? Da, da, da. Da, dar sub mine de ce nu dispare, mă? Păi în anumite zone, Zin, în anumite zone. Aha, hai, hai la elicopter. Hai, pe unde o iau? Ups, scuze. Nu, 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 nu plătesc eu, nu plătesc eu. Dă-i fă mai repede că nu plătim nimic. Da, e de la tine, de la tine. Nu-mi place, nu e frumoasă. Hai, mă, Zeinule, credeam că ai gusturi, mă. Cine ai bă caută o cameră de luat vedere în aer? Ce, mă? Nimic, dă-i. Bă, la tine e așa, eu văd, nu e în aer. What the fuck? Nu e în aer, bă. Bă, da, e în aer. Bă, coaie, ce drept? Bă, nu mai... trebuie să fie în aer. Da, Zeinule, e din... e dronă. E dronă. E dronă. Ți-am băgat eu. E dronă, bro. Unde dracu e casa aia la altă, mă? Stai că mai era... E acolo. Dronă. Hai, că ți-o arăt prima, de fapt. Hai, Zeinule, arată ceva mișto, să mă dea pe spate, ai zis. Ia. Da, deci te-am arătat-o pe asta, păi, frate, rogi de el și nimic. Aia. Ai răbdare, da, că a zis că bagă. Vreau să văd când bagă. Ai răbdare, trebuie să bage la un moment dat. Ok, deci aia am văzut-o. Aia de la... aia îmi place. Deci aia e nota 10. Abia aștept să băgăm losul acolo. Și unde mergem, bă, acum? Bă, da, l-am uitat pe Vancouver acolo. Lasă-l pe Vancouver. Haide. Hai. Lasă-l pe Vancouver. E, bă, să nu râzi de-l, e cam a, handicapat. Vancouver. Van Damme. Da, e băia bun. E băia bun, știu. No. Zain, oprește aici la intrare. Să mor tu. Oprește la intrare. Marș. Marș.
Marș! Marș! Dar ce aia dăm zici marș? No, nu ție! No! No! Hai mă zi ce faci, aterizezi? Păi la e să mă opresc! Păi aterizează! Bă, nu aici, am zis la început aici să văd și eu gardul astea. No. No, 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 no. Oprește, 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 jos, jos. Bianca, hai. Zele, tu dai târcoale pe sus dacă vrei, sau? Nu o lăsa aici, nu o lăsa aici, că mie că vine unul cu 100 la oră și... O pun pe helipad. Are și helipad? Marș, mă. Bă, du-te, mă, încolo. Bianco, tu ești prost? Tu vezi? Bianco, tu ești prost la cap? Ah, dar știu, păi eu știu ce e aici, de fapt. Mă, bă! Nu, eu nu cred, asta-i casa noastră? Hai, mă, dă-i. Dă-i. Asta-i casa noastră? Da, da. Bă, băiatule! Păi mă, eu m-am scut no, o ecuzent. No, asta rămâne, zice Sebix. Stai mă, bă, ușor. Eu l-am ajutat pe Zain. Bă, tu ești terminat? Da. Și avem și stâlp de... Mamă, tată, ce-i asta? Îți dai seama că o să putem să ne lăsăm copiii să se joace pe aici pentru că avem gard acolo și... Bă, și... Da, bă! Unde e aici, mă? Bă, 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 chat. Și ține și pe insulă, ești prost? Nu e așa în oraș. Ce e aici? E și retras de oraș. Știi ce zic? Nu cred, helipad, frate. Departe de copii, gen copiii o să se poată să se joace. Uh-huh. Eu nu cred numai așa ceva, mă. Dar vezi cu încredere pe două schimbi și pasta. Bă, tu ești terminat? Păi pasta nu mai schimbi. Am teren de fot! Stai că mi s-a dus vocea. Mă! Hai mă, vină cu am. Bă! Nu, 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 de stai, 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 o luăm mai întâi cu terenul de fotbal. Stai alea, că dar nu știu cum să ajung acolo. Nu cred că pe aici. Ah, bă, nu știu, nu știu. Băi, dă-te mă încolo, mă. Bă, chat. Ah, de tenis, nu de nu fotbal. Nu e tocmai, de fotbal, e de tenis. Bă, tu ești prost la cap? Bă, voi vedeți ce casă avem, mă? Uite-te și tu, cu pămunte cum ar fi. E pămunte casa asta, mă. E pămunte, ești prost, e înconjurată de munți. Păi asta e cea mai tare mașină, mă. Mașină, casă. Ai piști. Și funcționează! Bro, funcționează piscina! Nu cred, e de-aia care funcționează. No! Ma, ce? Mă, ce? Și asta e asta, oh, e prima vară, exterior. Mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău, dă-te la o parte zi, că mi-e rău. Dă-te la o parte că mi-e rău. Wow. Nu, dă-te la o parte, Vanguard, dă-te. Vanguard. Bă, marș mă de aici, mă. Bă, marș mă de aici, mă. Bă, e greșit numele, Vancouver. Vancouver. Stai că vă iau alea ca mașina să mă imaginez că parchez în garaj, să văd cum e feelingul. Ia să-l imaginăm că vin eu așa. Mă, mai stricăm așa la Vancouver. Nu, 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 scuze Vanguard. Ce mă? Bă, unde intru mă în templu? Nu cred. Nu cred. Mă, ce? Costum. Bă, what the fuck is this? Tu și Tony Stark. Pentru fie am câte o priveliște pentru fiecare mașină, gen. Păi nu. Cere scuze lui Vancouver, că e... Scuze, Vancouver, scuze. Ajutați-mă. Help. Help. Ce faci, mă, Bianco? Cum ieșim de aici? What the fuck? Ce e asta? What? Wow. What? What? Putem de asta secret. What? Na, 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 na.
Naaa, what the fuck, de ce Iron Man? Bă, nu-mi treabă până el. De ce Iron Man aici, lol? Bă, asta e ca să nu-ți, să nu-ți pice creierul, să înțelegi tu. Mamă, pot să mă ascund aici, Marș, da, mă. Da, e ca să nu-ți Bianco, creierul, ce faci acolo? Ce faci? Bă, no, 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 chat. Chat. Este totul organ free. Deci nu, chat, vă rog eu, explicați-mi ce e asta, vă rog eu, explicați-mi. Ce, mă? No, vă rog eu, chat, deci... Wow, opa, stai o leacă că mă ia cu amețeală. Și vezi că jos mai ai o baie. Bă, voi vedeți cum avem aici, mă? Voi vedeți cum avem, mă? Bă, voi... Bă, 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 bă. Mă, chat. Asta da casă, tati. Deci nouă. Ce bă, notă îi dăm? Junkie dă nota 10. Pe mapă, pe harta. Junkie îi dă nota 10. Uite, ține harta în mână, ia. Da, văd, 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 văd. Ai și interior la ea, vezi? Da, mă, știu. E șmecheră. Ai grijă să nu pici. Uite, vezi și produs. Dă-te, mă, încolo de aici. Mi se pare ireal, frate, ești tâmpit? Asta da casă, boss. Hai, mergem la etaj? Stai, stai, asta stai, stai. Mă, mai e, mă, mare, mă, casa asta! Păi nu vezi ce mare e? Uite, avem și... Am o glindă! Bă, 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 fraților, bă, fraților, nu, e prea mare, bă, casa asta! Am și saună! Piscină! Dacă și asta funcționează, nu, eu îmi dau abandon. A, era tare să funcționeze și asta interioară. Hai, bă, cât vrei să... Îți dai seama. Ți-am zis, e să-ți funcționeze că... Da, mă, știu. Că e prea mare casa, dă-o dracu. Bă, mă pierd în ea, mă. Mă pierd în ea. Asta funcționează. Fii atent că asta funcționează. Ca să nu vin după tine. Aoleu, ia uite. Amenințări. Mi-a dat Avi mesaj. Ia uite, bă, a zis că vine după mine. Bă, aici să tot stai, frate meu. Deci nu știu cum să vă zic, dacă mă mut aici, nu mă mai prinde nimeni. Păi da, mă, dar cameră pentru copii unde e? Aici e o baie. Ia să mă zic, se oleacă, scuze. What? Mă, dar câte băi mai am, mă? Păi stai unde să faci treburi. Aaa, uite, mă, dormitorul meu și al lui Bianca. Aie? Dormitorul meu și al lui Bianca. Cum ar fi să n-aibă camerele pentru copii? Poate câte camere. What the f... Bă, bă, ce faci, mă? Stai aici, uite-te, ia uite-te. Mă, dar unde sunt camerele pentru copii, Bianca? Aici avem o cameră pentru copii. O cameră lângă, care trebuie să facem. Două camere, aici punem noi un pat. Lasă că ne pune Zain aici un pat. Deci da. Două camere. Două camere și camera noastră. Păi două trei camere, camere. Pentru fete și pentru păi și aici punem, și aici o să punem. O să eliminăm tot da, de aici. Da, tu vezi cât de aici. Da, știu. Bă, trei camere. Dă-te mă, că pe mine, nu mă pasionează Iron Man și de-astea. Camera what the fuck? Noi avem trei camere. Păi și a patra cameră unde să fie? Că avem nevoie de patru camere. Nu avem nevoie de patru camere, pentru că fetele și băieții stau, au o cameră. Fetele zici? Au camere și băieții au o cameră. Da, câte camere vrei să avem? Bă! Ce s-am luat cu Bianca care vă ți-a schimbată? Te-ai supărat cu Vancouver, cu ăsta al tău. Au trecut 3 ani până la urmă. Păi seama că nu mai avem și pe jos nimic? Bă, e genial, mă, genial, efectiv, mi se pare incredibil. Incredibil mi se pare. N-ai, bă, vărule, bă. N-ai cum. Asta da casă, mă. Asta da casă, tată. Iertați-mă că vă zic, da, asta am sfârșit o casă bună. Ție trebuie 7 camere ca să doarmă copiii separat. Păi vreți să doarmă copiii separat? Mie așa mi s-ar părea normal. What the fuck, cameră secretă? Ce naiba, mă? Bă, șifule, mai are multe camere secrete casa asta?
Deci copiii să doarmă separat sau nu? A, uite că sunt două intrări pe aici, pe acolo. Bă. Cobor pe aici frumos, vii, ții mașina. Nu? Deci îi punem băiat cu băiat, fată cu fată. Adică două camere așa, o cameră cu băieți, o cameră cu fete. Bă, uitați-vă, mă. Bă, avem și helipad, mă. Bă, n-ai, mă, fratele meu, mă, cum. N-ai cum, asta e casa visurilor, frate. Asta e casa visurilor, sincer. Cine nu și-ar dori? Și ai și parcare aici. N-ai, mă, cum. Incredibil. Incredibil, frate, mi se pare incredibil. Ia, noaptea cum se vede pe aici? Marș. Du-te, mă, cu luminițe pe lângă. Mamă, bă, ce-i bă casa asta? Mamă, cum arată? Deci asta rămâne, da? Rămâne casa asta sau alta? Asta rămâne, tată. Căutăm alta. Hai, facem pulul. What the fuck? Ce? N-ai, mă, cum. Bă, uite cât de bine s-a lucrat pe lumină, mă. Bă, în sfârșit o casă care s-a lucrat bine pe lumină, mă. Păi mă pierd în ea, mă, șeful. Mă pierd în ea, mă pierd în ea. Uite, mă, și ce bine s-a lucrat pe lumină, frate. Asta da lumină. Asta da lumină. Cât mai mergi, mă, nebunule, că mă doare capul. Și bulletproof. Ce ai, mă, tată, mă? Ce ai, mă? Na, mă. Măcar în joc, că în realitate... Eu zic că e casa perfectă. Asta e casa perfectă. Uite cum se vedea aurora boreală, eu marea. N-ai, mă, cum, n-ai cum, mă, n-ai cum. Bă, cine vorbește, mă, așa? Cine e ăsta, mă, Vanguard? Cine e ăsta, Vanguard? Bă, stai, mă, am glumit, gata, what the fuck? Ce are, mă, ăla de vorbește așa, bă, tată? Bă, a, pe aici se ajunge? Și aici e un fel de foișor care ne scoate la terenul de... Mamă, uitați-vă, jucați lumina aia, tată, din depărtare, cum se vede. Mama mea. Bă. Bă, tată. N-ai, mă, nu. N-ai, mă, bă, e legendară. Legendară, bă, legendară casa asta. Asta o să și rămână, chat. Asta o să și rămână. Asta o să și rămână, bărbaților. De pizdă ce ești tu, bă, ce naiba are, mă? Ce naiba are ăla? Doamne. Da, mă, chat. Deci o să facem pauză. Adică o să închidem live-ul aici. Și mâine o să revenim cu live-ul. V-am zis, capitolul 2 fiind ca început, o să vedem puțin din toate. N-am reușit să luăm legătura cu Luci și cu Gina. A zis de capela la telefon că vrea să vorbim despre Gina. Era tare dacă ne duceam astăzi să vorbim cu Gina. Dar, da. Bă, măcar nu s-a făcut 1400 de like-uri pe live, ca să purtăm din nou costumul de unicorn și mâine. Mâine să fiți prezenți, bărbaților. Mâine o să fie, bă, un live extraordinar, pentru că mâine vom vedea și copiii. Da? Mâine vom vedea și copiii, Luci, Bianca, Gina. O să fie genial, chat. O să vedem câte s-au mai schimbat în capitolul 2. Vă pupă, fratele vostru, și pa, chat. Mâine 20:00, nu uitați.